cum îți permiți. Cum îți permiți. Ei cred că eu acum m-am aruncat direct în pat și... Dar n-am cum să mă culc fără să mă uit un pic la... La serial. Ce serial te uiți? The Walking Dead. Da, nici cu știu The Walking Dead. L-am aproape și terminat. Băi, e fain, că mi-e zis numai că unele sezoane nu sunt faine. Păi începe foarte mișto, deci gândește că primul sezon l-am băgat talpă într-o singură zi. Am început așa pe la 3-4 dimineața și nu m-am putut opri până a doua zi la 3 după amiaza. S-a fost un sezon întreg. Planul, efectiv. Eram prea curioasă. Românești l-am văzut, am văzut Umbre. Și așa am făcut și cu ăla, eram aproape de licență, eu nu terminasem licența la facultate. Dar în loc să-mi fac licența, am uitat la Umbre și nu mă puteam opri. La și eram, în același timp îmi venea să plâng. Te înțeleg. Eu înainte de bac, știu că efectiv nu puteam să dorm, tot așa, deci trebuia să stau trează până la 1 ziua ca să merg să dau bacul și apoi să vin acasă și direct să mă culc. Da, avem același program ca acum. Păi ce bine să fii tânăr. Da. Vai ce bine, oi, să fii un puștan de 16 ani care freacă menta. Zic că poți să fii un puștan de 60 de ani care freacă menta. Puștan la 60 de ani mai ești? Depinde cum te simți. Da, ești tu acum, cum te simți. Intitulezi. Cum te identifici. Și referitor la The Walking Dead, chiar e mișto. E, știi ce zice lumea că e nașpa? Pentru că are multe sezoane, sunt 11 sezoane și la început e mișto că ți arată apocalipsă, zombi, ți arată, știi, e mișto. După, pe la sezonul 5-6, unde sunt eu acum, nu prea mai are farme, că zombii sunt ca niște căței care sunt pe acolo, știi, care sunt de aia de stradă, care te mușcă. Nu mai reprezintă foarte mare pericol. Acum încep să apară din astea oameni așa și zări care să răbuiesc, care să ceartă, care să atacă unii pe alții. Deci zombii sunt doar să fie, știi? Și în momentul în care faci un serial bazat pe sfârșitul lumii cu zombii și zombii devin acolo prin fundal, side character. Nu prea. Dar tot e interesant. Tot e interesant. De acum apare Nigger. Negan. Uite că-s cam live-ul, nu? Am făcut partajare, Negan, e un personaj. Ăsta e Jesus. Negan. Care e Jesus? Așa-l cheamă, Jesus. Și Negan. Nu-l cheamă Negan. Negan. Îmi place, ăsta e personajul meu preferat. Da, și ăștia. O, dar știu pe actorul ăsta, nu a jucat și în Lord of the Rings. Da, a fost în Fortnite. A, stai, ce? A, ce? Păi are Fortnite. Skin în Fortnite. Am înțeles. Nu cred, cred că confuns. Cred că știu la cine te referi cu Lord of the Rings. Era un spirituș, nu spirituș, era cu urechi, cu elf. Nu. Nu știu. Da, cred că l-am confundat, nu m-am uitat atent. Ce stai în Fortnite? Este personajul principal. Era un șerif cu minte care... Așa paralelă cu Fortnite-ul. Și noi. Și noi. Israel. Mai am 20 de minute. No, să chem pe cineva. Vizionare plăcută. Să stau cu voi dacă vrei. Stau cu voi dacă vreți. Da. Să stați cu mine. Îmi ții de urât cât e fac live, ce frumos. Cred că până la urmă o să rămân tot așa pe Twitch cu live-ul. Vreau să încerc un live pe YouTube, dar... La ora asta? Nu la ora asta. Și mă gândeam să fac stream până dimineața, dacă tu nu dormi. Fac eu până dimineața? Vă recomand, adică vă recomand să faceți live-uri, dar la ore din astea așa e greu. Mai bine începeți mai devreme și ție, draga mea, îți recomand să încerci să te culci un pic mai devreme. Și eu mi-aș recomanda, sincer, dar pur și simplu nu se poate. Nu pot. Să treacă sărbătorile și astea și
îmi refac programul. Cum ar veni. Așa mă mint și eu de luni de zile, ani de zile. E bine. Adică nu e bine să te minți. Sunt faine live-urile lui, că îți aduc oameni. Dacă îi dădeai drumul la ora asta, nu-ți intra nimeni. A, dar nu, la ora asta sunt și eu conștientă că n-are niciun rost. Dar nu-mi vorba neapărat să-mi intre oameni, vreau eu să încep să practic mai mult ca să încep să-mi dau drumul la vorbit. Știi că mă așteptam să fii mult mai timidă, dar nu ești chiar așa timidă. Mie mi se pare. Se simte puțin, dar... legătura mea cu oamenii și mie îmi place să fac o legătură cu oamenii cu care stau pe live-uri. Yeah, adică una e să recunoști numele din chat, e așa, nu știu. Să vorbești cu ei, să te joci cu ei. Știi, e fain. După aia intri, devine foarte monoton când o faci doar pentru relativ bani, că mie îmi place mai mult ideea de a vorbi cu oameni, de a comunica, de a, în sine. După aia când o faci pentru bani. Da, așa este. Sunt de acord aici. Adică până acum ai fost de acord, decât aici ești de acord. Da, da, aici sunt și mai de acord, gen. A trebuit să punctez că aici sunt cel mai de acord, știi? Adică sunt de acord. Uite, vezi, nu știu să mă exprim. Nu. Nu este adevărat. Știi să te exprimi. Și o faci într-un fel foarte drăguț. Îmi place de tine. Mie mi se pare că sunt așa, nu știu, cringe, awkward. Nu e adevărat. Treci peste asta. Fă ce-ți place, spune ce simți. Chiar dacă e cringe. Tu m-ai văzut pe mine cât mă prostesc pe live-uri? Da. De ce să-mi pese? Și dacă sunt cringe, ce? O să te ajute. Dacă treci prin momente de astea cringe cât mai des, o să te imunizezi la un moment dat. Apoi gândește-te că primul meu videoclip de pe canalul ăsta, care este pe privat, a fost cu, gen, am făcut o poezie. Mi l-a arăt și nou? Chiar vreți? Da, chiar vreau. Dar o să muriți, efectiv, de cringe. Să arăt și eu primul meu video de pe YouTube. Ok, bine, nu vine să cred ce fac. Nu vine să cred.
god, oh my god. Doamne-i milă. Copil. Vai de mine, ce aici? Dar nu se compară ce vă arăt eu cu cine ai arătat tu. Takeshi, să vezi chestia asta în exclusivitate. Dacă sufli o vorbă. Ok, închid live. E mai bine. La un moment dat o să le arăt și eu, la fel cum aș okay, perfect. Nu, în viață să fie așa, să ai... Astea, dacă ai chestii de genul ăsta, zici, mamă, nu că dacă mi-arăt, să nu arăți la nimeni. Astea sunt chestii care te fac slab. Sunt la chestiile care te fac slab, nu-mi pasă, poate fac doar cine. Giga Chad. Asta că e amuzant. Vă zic o chestie, o să vedeți titlul chestii astea. Dacă voi să căutați chestia asta pe YouTube, o să aveți 7 ani de ghinion. Doar atât vă spun. Bine. Minecraft. Normal că mă jucam Minecraft. Și aveam un calculator atât de groaznic încât trebuia să-mi dau setările să văd doar 7 blocuri. Ok. Aveam aparat dentar. Abia vorbeam. Bine, bine. Nu mai ce să vorbesc, gata.
agresivitate. L-am mângâiat doar. I-a dat o palmă pe fund. Vai, de-abia aștept să încep și eu o seria cu Minecraft Hardcore. Aveam un fâsit continuu. Aveam microfon de birou. Microfon din ăla gen coață, foarte vechi, nu coață, când cu sârmă din aia de înduiai tu așa. Sârmă. Gen cablu de ăla așa mai flexibil. Da, știu ce zici. Aveam foarte ieftin, la 20 de lei. Muream de foame. Așa am murit și eu odată în Minecraft. Eu aici nu era că nu eram talentat, dar aveam lag groaznic. Nu nimeream găina, mi se bloca. Bă, săraca. Uite aici e agresivitatea asupra animalelor. Aveai skin? Avem uite skin, creeper-ul. Da. Omoară Sega un powder. Ia ce sup e. Dar sincer chiar mă așteptam să fie mai rău, dar e decent până acum. Abia vorbeam, mă bulbuiam, abia... E un prezent, gen. Eu am avut castel Hello Kitty în Minecraft. Castel? Și eu aveam o serie Minecraft în castel. Uu, mi-ați văzut canal. Hai, hai. Opa. Acesta este canalul meu, primul meu canal de YouTube. Și acesta este intro-ul meu. Cum a 7 ani. Mamă, boxele alea. Ce trebuie? Minecraft în castel. Aveam 9 like-uri? Aveam. Takeshi, câte like-uri ai făcut la ultimul tău live? 9? 8? Poate 7? Te-am bătut. Takeshi, tu cum ești pe YouTube? Am căsit acum mult timp să fac stream pe Twitch. Eram într-un alt apartament în momentul ăla și pe net mă era prost rău. Am pățit. Da, știu. Și acum când m-am mutat într-un alt apartament, am descoperit că bă, ce am net mai bun. Iar m-am apucat. Pe YouTube. Nu mai fac pe Twitch. Dar și eu mă gândeam să renunț la... Da, mă zic că Twitch devine în ce în ce mai panoramă. Ai reușit să câștigi ceva de pe Twitch? Cum funcționează monetizarea acolo? O să ne zică că ea e mai mare decât mie pe Twitch. Și pe ea o întrebam. Eu? Ce? Da. Dacă ai reușit să scoți ceva bănuți de pe Twitch, dacă cum funcționează monetizarea acolo? Gen, trebuie să strângi primii 100 de euro ca să... A, da, faci bani. Dar eu fac din... cum să zic? Pasiune, nu pentru bani. Da. Da. Se exprimează. Ușor, ușor încearcă. Te joci trash. Ah, m-a găsit. M-a găsit. Survival games. Jump from over. Sunt cheater de la troll. Că până te știu. L-am avut pe prank ieri pe live toată ziua. Știu că eram și eu pe live. Vai, dacă de multe respectam pe prank-ul meu, l-am mers pe respectul următor. Eu chiar am stat tot timpul pe live, să știi. Dar știu că mai era o persoană acolo, random, și eu prin glumea, zic că e un bot, bă, e un bot. Știu că e cel că sunt bot, dar eram de fapt eu. Și mai am un canal de YouTube, ăsta a fost primul, ăsta a fost al doilea. Cât ai făcut? Câte canale de YouTube? Nu, am decât două. Și eu tot două am. Dar nu se pune că de la, da, cu 7 ani. Și ia uite, ăsta, cu ăsta am dat lovitura pe canalul ăsta, uite, am video de 41.000 de vizualizări. Mamă, ce cringe este ăsta. Uite, îți scriu și de pe contul ăsta. Ce scrii? Dar, de ce ai două conturi?
două conturi. A zice că respect, dar nu respect. Vreau în glumea, bă, dar proste. Te faci creu de două ori. Da, super. În loc să zici mersi, mi-ai făcut... Bă, dar proste, gata, bă, dar proste, sunt ce mai fericit. Sunt fericit greu. Nu știu să fac cine știe ce live-uri cu YouTube. Uitați-vă aici. Mi-e bine. Sunteți pe fază? Da, uit. Pe fază lungă chiar. Insane rec. Nu mă întreba de ce am pus țâțe din anime-uri. Uite și un pic. Uai, ce tânăr erai. Ia, o să fac. Ok, părlăm. Mi-a stricat Belu setările din obiect, că avea setări mai bune. Uite ce bine se vedea înainte în Minecraft-ul. Mi se vedea foarte clean, așa, nepixelat. S-a trezit Belu, hai că îți fac altceva cu setările. Mi-a stricat și de atunci a stat. Horror map 2. Horror map 1. Aveam coada. Părul lung. Ca în CS, Doamne ferește. Cu jos CS. Am aușcat eu acum 5 ani când eram copil mic, Outlast solo, acum 5 ani, Outlast singur acasă, noaptea, m-am jucat, eram bărbat, n-ai cum să o dai. Fui și funny moments-uri din Outlast, iau ce thumbnail-uri frumoase făceam. Dar te le făceai? Cât de mult ți-a luat? Cât de mult ți-a luat să faci un thumbnail? Cu Codrin și Eco, mă rog, ei s-au jucat și am zis de ei. Da, bun. Chiar mă chinuiam să se editeze astea și de asta am și oprit canalul ăsta, pentru că aveam foarte mulți abonați în activ, 2500 și nea. Și abia făceam 20 like-uri la un video pe care chiar mă chinuiam să-l editez. Yo, like-ul lui Mickey Mouse. Eu păi sunt da. Mickey Mouse, tu ești Mickey Mouse. Auci, m-a durut. Mersi de idee de edit. Cu ce tânăr eram. N-aveam bărbiță. Nu creștea nimic pe fața mea. E muzica asta așa nașpa. Nici că e din God of War. Aveam pleată. Breton de emo. Eram o persoană groaznică de mic. Doamne, și eu am fost emo foarte mult timp. N-am fost emo, da? Îmi făceam șuviță verde, aveam breton de ăla. Da, ție stătea bine. Discutabil. N-am nicio poză de atunci. Eu lăsam pleată, eram mai non-conformist în liceu, dădeam din cap pe rock, șu. Când toată clasa mea asculta manele, eu stăteam în bancă și ascultam rock la căști. Vai de capul meu, da, sim. Și chiar eram singur acasă și era noapte, după cum puteți observa. Chill.
Știam că ești așa chill. Eram cam cum ești tu acum, aveam așa, mi-era frică să nu mă fac de râs, să nu să fiu, e o prostie. Mostrubel. Care ai trecut de perioada asta, eu încă trec prin ea. Adică orice clip fac, mi se pare că e cringe. Nu, mie nu mi se părea că sunt cringe atunci. Naoleu. Deci ca frate ceva horror, Anzu? Little Nightmares m-am jucat, dar m-am jucat eu singură. Păi și cum, trebuia să mai joci cu cineva? Păi gen n-am făcut de pe live sau... Ah, te-ai jucat off camera, cream că... Da. Fără lume. Te jocul ăsta Takeshi? Mamă, ce prăscene aveam. Ce e asta? Blade and Soul. Cum? Blade and Soul. Ce metine e asta? Doamne, e! E mai frumos! Glumesc și eu. Mă sperie jocul ăsta, nu prea... mă atrage. E fain. Chiar vreau să fac o serie cu la un moment dat. Cât de fain poate să fie? E efectiv metin, numai că ai story mișto și... Wow! Joacă-te wow pentru aia! Uite ce poți să faci, poți să zbori. Pe și nu poți să zbori. Bă, seamănă cu toate jocurile posibile. Seamănă cu Genshin cel mai mult, cred. Aici farmam. Puteai să faci combo-uri multe și chestii, ce mișto. New World, că mi-e dor să fiu Darius. Gata, mi-ați descoperit secretele. Te știm acum, dar și voi mă știți acum. Ar trebui să ne mai arăți. Eu v-am arătat mai mult. Doamne, cât de chestii, cringe. Ce mai aveam cringe asta, văd? Gestionează videoclipurile. Uie PSD. Uie PSD, ăla rămâne. Uite, apropo cringe, sincer. Uite, Sad Boy Meme Edit. Nu știu dacă ați prins perioada, de fapt sigur ați prins-o, dar nu știu cât ați fost pe fază la perioada aia când Sad Boy ne punea să facem meme-uri. Da, da, știu. Am făcut și eu un meme. Ia. Trebuia să folosim gen melodia lui pentru... Da, știu, ce-au câștigat aia cu Sad Boy, Sad Boy sau ce-au gen, ce melodia? Nu, că nu trebuia să facem piesă, trebuia să facem meme. Adică, nu știu, să facem ceva parodie pe o melodie de-a lui.
neapărat. Dar... eu era să întreb cum fac live. Trebuie să intri pe Twitch. Ok. Se vede? Da. Nu mai știu ce se întâmplă în videoclipul ăsta. Nu mai știu nimic. E la prima vedere. Eu eram alt-tabbed. Nu știu cam mai ce se zis pe autopilot match-ul ăsta. Hai. Știu ce e asta. Știi ce e mai trist? Ce? Că eu n-am dat mai încet. Nu știu, a fost super dubios. Ia să văd ce mai am. Să fie așa super mega cringe. Aveam un clip, am învățat să joc Amumu de la Tyler One și efectiv se auzeau pingurile foarte tare și totul era așa de iule. Să vedem în report timp. Da, de un speedrun. Măi, ce s-a spus autopilot, Barry? S-a spus autopilot? Ești cu Barry? Nu, no, e Barry la mine în chat. În tine, de vreodată. Te aude! Te-ai pus de la vorba de vreme dacă vrei să ținte oameni. Eh, știu, dar nu, dar am dormit toată ziua, asta e faza. Ah, încă o persoană ca mine. Nu like. Am dormit dacă n-aș fi la lucru, dar stați așa că iau liber după aia. Am dormit toată ziua și acum n-am ce să vă explic nici. Aveți ce stai, eu mă joc lol cu voi. E bine, e bine. Nu știu pe autopilot, mi-a ce asta, cine e fundal, Wiz cu Anzu. Barry, nu fă ce zice, te controlează mental. Are dreptate, Barry, să nu faci ce ți-am spus. Nu fă... orice ai face, să nu faci. O, ești cu Is? Nu, nu sunt cu Is, nu sunt cu Is. Și Anzu nu cunoști? Cancer. Te dau mai tare ca să-i auzi. Măi, nu-ți spune așa ceva, orice. Sper că mai auzi. Tanti asta face pui. Incidentul de autofill support s-a dat. Ai găsit un slot de intersect pentru domnul Strakeshi. Te rog, Barry. Mă, Takeshi, de ce nu te joci pe main? Vrei să mă joc? Ok, vin pe main. Dar am, păi am nu, plan, atunci, să fac... am și scris pe chat, să te duci pe main, să văd și o gameplay la nivel înalt, nu... Să fac... nu, eu vreau, mă vreau de gând să fac contul ăsta, like... contul ăsta folosesc numai pentru streaming, da? Păi fă-ți o... fii atent, fă-ți o serie în care faci live-uri de la început până la final, pe un cont de la 0, 0 to challenger. I mean... nu sunt rău. Da, nu te joci cu Frankie, cu aia solo. Și când faci live în serie aia, pui, faci un thumbnail, te ajut, îți fac eu thumbnail dacă nu te pricepi. Așa, de susținere. Dacă o să încep să fac stream-uri pe YouTube, trebuie să-mi fac și-o thumbnail-uri. Da, da, asta e faza, trebuie să faci thumbnail-uri și... da. Oh my god. Așa cum a speedrun. Nu! S-am dat report! Joc și-o pe mine, ok, stai că intru și-o după mine atunci.
Trebuie să opriți să vedeți negru o leacă. După mine n-am mai jucat așa de mult. L-am băgat acolo, în Diamond acolo să rămână. Nu mai vreau să mă joc pe el. Am traume după mine. Nu, Backseat is very deep, da, da. Stai, vă dau măcar handcam. Măcar vă dau handcam, da. Cum mă, cu facecam? Nu, handcam. Eu vreau să te văd pe tine, Takeshi. Nu, nebunul care ești. N-am hand fetish. Eu am Takeshi fetish. Stai, care v-am infrat contul? Stai, era parola mea. Parola mea. Oh my god, știu cum fac. Dai stream în slow motion și apoi ți-așa fiecare tastă pe care o ai. Cum faci? Să vezi doar o live reaction. Voi? Așa, acum trebuie să... Cel mai thumbnail. Iată, mi-am terminat episodul. Urmează să ne dea la somn. Ok. Somn ușor să ai. Aici prea bun pentru mine. Somn ușor, Wiz. Noapte bună. Ar zice asemenea, dar... nu se aplică la niciunul dintre voi. Da. Din păcate. Nu, chiar prea interesant cu Minoc, pentru că după mine nu pot să joc cu Berry la solo 2. Băgăm normal, hai la normale, Berry. Am ieșit de pe pântat. Prostul. Aici, aici. Dacă mă primiți. Aici, aici, se primește. Dar cum n-am putut, nu-i nimeni. Toată lumea doarme. Mi-e pare că suntem full. Nu, tu nu ești lume. Tu nu ești o persoană normală. La ora asta trebuie să dormi. Nu cred că te-am luat prieteni. Nu. După sunt la fel ca pe Discord, mai bine dăm toat, că eu nu știu să dau ad. Îți dictez eu ANZ. Stai. Eu rețin numele. UW UABCD. Da, ok. FGH UU la final. Gata. Discord? Yeah, sure. Dacă poți să-l tragi pe Berry aici, Wiz. Eu trag lui Berry aici? Nu eu trage lui Berry aici, nu aici. De față cu voi nu mă simt bine. În particular, dacă vrei. Berry, ne auzim. Facem un sex tape. Păi să intre un... intră la live talk. Așteaptă. Acolo eram și eu înainte. A uitat la pe Berry. Hello, Berry. Am o propunere. Dacă nu e indecent, nu o spune. Cameră, să nu rămână evidența. Ce? Nimic. Oh. Păi aici e ascunsă camera asta. Nu rămân evidențele oricum. Și am una chiar și mai ascunsă dacă vrei, Beri, să o vezi. Deci ce jucăm oamenilor? Nu știu ce joc. Că aveți rank mare și eu sunt gold. Și nu știu ce să joc, mă duc suport sau ceva. Adicare. Lasă-vă piciorul. Refuzat. Am vrut să-i pun la pe picior și mi-a zis că vrea să-ți audă vocea ta, Takeshi. Stai, ce? Mă gândeam la Takeshi. Încă un băiat pe care mi-l furi. Urăți când se întâmplă asta. Urăsc când se întâmplă asta. De ce băieții frumoși te uită mereu după alți băieți frumoși? După bărbați musculoși. Nu o să pune cazul Takeshi. Ce ai, mă? Cum adică? Uh-huh. Vezi că-i... Dă camera la mâini, ca să dau exemplu. Aia vrei să camera la mâini? Ia-te și un link de la live Takeshi. Imediat și eu, cum sunt. Poți să dai aici special friends, dai pe open chat, te găsește și Dabelu te știe. Dar voi, nu cred că puteți aici să accesați, că nu sunteți prieteni speciali, doar Anzu poate. Păi rău, nu sunt prieten al vostru. Nu ești prieten special.
Ai rănit. Prietenul special, oh my god, am disabilități. Momentul ăla iconic când ai mai multe locuri de parcare decât restul. Exact. Nu, că îți trag proștii peste. Eu care parchez diagonal. Tu care parchez pe toate. Hai mă, că vreau să-ți văd mâna, unde sunt degetelele tale, dacă ești. Când suntem un meci, ho! Vreau să-ți le văd acum, că nu mai stau. Primul și Barry, o scris primul și tu ai scris, ok, dau la game, na. Îți dai seama, cu Barry în echipă, v-ați dus trecul. Oh my god, și acum fața, bagă-te acolo cu capul. Nu. Unsubscribe. Am să auz la el, dar nici că ați fac handcam. Dacă nu te văd, mâine, adică... Unsubscribe. Când nu mă vezi, iară curul, dacă vrei. Unsubscribe, dau. Curul, nu vrei să vezi? Ăla ți-l arăt, da. Fața nu încă. Am scris la fel. Eu nu vreau Takeshi pe Estrivil încă. Eu îl știu pe Takeshi oricum, dar vreau să-l văd acum. Eu vreau când ajunge Challenger, știi? Bă, să știi. Cum arată fața unui challenger. Da, vreau să văd cum arată fața unui challenger. La mulți. Că am văzut fața unui mester și nu mi-a plăcut. Mă, da, tu ne-ai promis că ne bagi muzică pe live-uri. Da, cum o bag? Ai băgat... Ai vreo preferință de suport? Preferința mea este să mă suporte. Ok, să te suport. Tu mai încerc muzica? Foarte emoțional. Am înțeles, jocul n-a fost de acord, dar e jocul. Bă, ți-aș fi jucat și un loc cu voi, hai lăsa. Treci mă, ce mă? Hai mă. Hai mă, că te duci la muncă. Hai mă, duc eu un loc cu tot dacă vrei. Ce ai de muncă? Că fac eu un program să se ducă el pentru mine. Fac eu un program. Terapie cu oameni. Aoleo, terapie? Da. Ah, voi fac un program cu Inspirational Coach. Astăzi mi-a venit Mursul Liga, care era foarte, foarte deranjant, așa, era nemulțumit de tot, s-a uitat mereu la tine de parcă așteaptă un moment să comenteze ceva și eu eram atât de obosit încât venea să-i strâng de gât. Hai de mă uiți, mă, ce, nu vine același moș în același zi. Tot trebuie să-ți oferi suportul. Este ok. Păi iar vreau să switch, nu? Am ieșit, dragii mei, noapte bună, vă pup. Noapte bună, noapte bună, să fii vremi. Te țuc. Bye bye. Așa. Nu știu, eu vreau propuneri, că n-am chef de absolut nimic în viață. Propunerea mea este... Inuciderea. Ce urmă. Hashtag KYX. N-am auzit, mai repet o dată. Mi s-a golit creierul. Termeni simpli. Gorit creierul. Yumi, gata. Am înțeles. Yumi să fie, dacă... N-am bănat Yumi. Ah, ce ghine. Nu l-aș niciodată. Joc care puteam să joc persoana între timp. Aia e, trebuie să joc și lor. Nu merge doar să dau Q-up. Sper că mi... Că aia, vreau să fie un sistem în care să memoreze efectiv, să joc cel mai tryhard match din viața mea și să memoreze mișcările pentru toate meciurile în viitor. Fi fost ceva. Auziți? Da. Am o întrebare. Vă supărați dacă filmez un clip că n-am mai filmat de mult? Promit că le editez fain și vă dau tag-uri la social media și ce mai vreau. Aici, ce social media? Un Facebook, bunica. Tu ești persoană de-aia populară, cu prieteni, nu? Da. Mm-hmm. Ce ciudat, eu n-am mai văzut iarba în viața mea, vreau să vorbim. Stai așa, să schimb scena pe filmez. Ești scene, domn. Dar cu ce filmezi, cu OBS? Da, cu OBS. Există aplicații mai bune pentru filmat, părerea mea. OBS-ul e mai mult pentru video-uri între sau chestii de-astea. Așa, deci nu mi-ai zis ce suport să joc. Takeshi, zi un suport care-i suport. Adică nu Oriana sau Ari. Da, aici nu mai acum. Ok, suport care-i suport. Păi, ghici. Ori Onami, ori Okarma. Ok. Mă uităm și la Renata. Ah, ok, nevermind. Am ales deja. Las, și mai era și Bragana, dacă te gândeai, da.
A, tu vrei să aleg pentru echipa lor? Dacă alegeam pentru echipa lor, luam Renata, apăsam ulta și mă duceam bărbuț să-mi ia ceva de mâncare. Să joc cu Ignite, exhaust. Testul ăștia. Așa, Summon, Eri. Am încredere. Da. Oh my god. Dumnezeu, cu Milo. Cam așa. Ia zic, cum merge grindul ăsta, Cash? Eu n-am mai jucat LOL de... Ce grind? Grind pe alte conturi. Nu, nici măcar pe alte conturi, chiar n-am mai jucat. Efectiv, trage echipa mea veche să joace cu mine. Bine, nu-i veche, că încă e teoretic echipa mea, doar că n-am mai jucat. Dar gen, trage de mine ca de dracu și așa ceva de genul. Da frate, stai să mai fac un... Stai să mai joc puțin Persona, mai am de programat ceva aici. Ajung să nu mai joc deloc lor. Adică, păi bine. Încă mă mai joc cu prietenii de fan, customer și aramul și căcaturi. Da. Nu știu, n-am mai jucat doar. For real. Bă, e bine, te felicit. Da, să știi că, oricum, sfatul tuturor a fost ceva de genul, ok, lasă-te de LOL, ca să nu fii burnt out când dăm grind pentru challenger. Și am zis, bine, așa facem. Cel mai bine. Oricum o să fiu burnt out și vine și sesiunea, deci... Uf. Cam rău. Aia. Eu banez Yumi ca să dau de Soraka pe bune. Ironia sorții. Soraka nu poate fi atașată. Da, da, are silence-ul ăla muist. O urăsc. Dacă te supără, o țin în a doua tureță. Chiar te rog. Dar doar pe ea, pe ea nu lasă treacă. Mi se pare corect. E pentru că are un skin urât. Urăt skin-ul ăla de Soraka în tot sufletul. Metin 2 Soraka. Bă, dar eu aveam skin mai șmecher pe Jinx. Păi asta zic, există un skin Star Guardian care e efectiv același verde, doar cu mult mai mișto. Yeah. Ok, asta e match de Radiant Virtue. Pentru că avem Vladimir în echipă și Silas. Yeah, boy. Radiant the win. Radiant Frozen. Radiant Frozen. Perfect. Ok. E bună făcut ăla. Păcar nu știu că e bun, dar... S-a făcut poză. S-a făcut poză. No, Vlad, tu nu ți-ai Radiant Virtue, eu mi-o. Stai. What? De ce n-ai item-e? Bine că mi-ai dat ping, am dat decât... Oh my god. Asta e gen cel mai normal player de platine. The most sane Vlad player. Da, n-are nevoie. Gata. E prea bun pentru iteme. Tu ai avut 2 poți power spike acolo. Dacă mai luai unul, poate și băteai. Nu pun punct în cheul lane-ul ăsta, numai ne. Asta vrea și ajutor, pe lângă că am făcut și invade cu el. L-am ținut și de mânuță, i-am pus și ward. Pe care el l-a pus, dar nu contează. Ajunge. Ia zi Stefan, lasă-l pe ăsta, că mă ocup eu. Să văd eu cum face jungla fără glu. Nu se ala. Era ceva. Dacă era main de Sona, îi luam blu. Un pic de rasism. Oh my god, tot am mers să încerc cu ei. Cerc cu Globus. Vezi că eu nu știu să joc AD carry. Lasă că am văzut. Știi să apeși click dreapta? Da. Oh my god, ok, ești super bun la de carry. Bă, există oameni pe rămâni. Deci asta e secretul. Asta e standardul meu.
E ca la relații, femeie în paranteză opțional. Să vă duceți la Drecu. Să simt flash-ul. O să câștigăm lane-ul. Wow. Dacă avem eu... E agresiv ăsta. Lasă că n-am mai jucat Karma. E Hain. Viața mea, vrei strămit? Apoi nicio Jinx. Stai liniștit. Avem toate șansele. Măcar acum am și eu level 3. Nu că m-ar ajuta cu ceva, dar... Ah, n-am căcat ok pe el, era și de vot. Ok. Nici măcar nu sunt un boost, pe bune. Nu contează, n-au de unde să știe. Nu știi, sora, că nu știi. Uite, vezi? A mers. A mers. Te-ai ascuns după buș. Lasă, da. Că ăștia nu știu ce aia iarbă. Ai avut avantaj acolo. Corect. Nice. E mort Volibear. Volibleh. Zed-ul meu agresiv. Zed-ul agresiv cu supresor. Am vorbit cu niște prieteni de... Pe vremuri gluma cu să dai Shadowzo vs Zed-ul era gen panișit ever. Când era o glumă nouă. Scuze. Am dat alta. Zici că au dat atacuri? Aparent am activate. Adică da, joc cu ele. Eu nu pot să joc cu ele activate. Păi nici nu ar trebui. A. Eu joc cu ele activate pentru că... Nu știu. Pipipupu, mielene, s-a apăs butoane. Pipipupu. Hei, soraca. Vezi, silence, formă de cerc. Cum dai doge la așa ceva? Dai flash înainte de abilitate cu scripturi. E bun silence-ul ăsta. Sfânta scriptură, să înțeleg. Și dacă vrei îți dau contul meu să mă boostești pe mine. Vrei să te mit? În ce? În Iron? Vine Wukong pe mid. Da. Lăsa casă, mă. Iron e când gosă în 15 secunde. Îmi e lene să joc. Efectiv. Îmi e lene să joc așa că nu-i numai la mapă. Îmi e lene să știu să joc. Bum bum. Zetul meu agresiv a căzut. Bă, frate, ce... agresivitate, bă, frate. Make love not war. E zdravă cu straca, bilaică. Mi-a luat puțin ceva să procesez. Efectiv, îmi iau mare rex. Asta e motivul pentru care eu jocez rar, adică e preste mine. Super anoi. Da, e fain, Israel, de ce n-am luat Israel? Lasă, e bun așa. Da, unlucky. Nu știu, nu prea am trading pattern-uri în echipa lor, peste mine. În afară de uite Q dacă eu o nimeresc. Cu toate că la cum am jucat până acum. Aveam DPI-ul de... Acum are sens. Așa se simte puțin mai bine. Doamne ferește, ho, chill. Ascultă băieții mei de ping, ar fi bine.
Nu trebuie să-i batem acum, îi batem mai târziu. Da, nu-i batem acum. Da. Așa. Decât să-i batem, mai bine îi batem mai târziu. Mai... Double kill bro? Jinx late game scaling champion. Yup. Iau un control ward. Să fie totul sub control. Ok. Pe care-i bateți la farm? Totul. Ah. Vai de capul meu. Asta n-am mai văzut-o sau auzit-o. Da, e gluma mea. abia aștept să fac și eu cuiva. Ești... vor să dea show repede, să-și dea reset. Repede, apasă pe minioni. Uga buga mode. Păs, apăs. Stai, câștigăm asta. Acum mi-am dat seama. Oh my god, ce prost am pus, îmi pare rău. Ia, Zet-o dus. You're doing fine. Ți-am dat heal pentru... Încurajare emoțională. Da. Mulțumesc. Sincer, mi-ai făcut ziua mai bună. Nu mi se spune asta des. Văz că n-am vrut să-ți dai becul. Am înțeles, a fost o manipulare de tip. Da. Cum se numește? Văd că dacă îți dai becul și rămâi fără el, după aia întrerupătorul îi degeaba. Înțelegi? Da. Dacă ai jucat vreodată cu o Yumi FK și să trască să te duci reset mergând în bază, aia e o experiență pe care ți-o recomand. Dacă crezi că viața de adăcherie e nașpa, stai să vezi când trebuie să cași și o Yumi în bază. A, păi de ce crezi că banii sunt Yumi? Ia zi, ți s-a mai întâmplat. Da. Mi se pare amuzant că toți oamenii care zic că nu știu să joace, chiar știu să joace. Mai puțin Takeshi, el e slab. Uite, a murit. Dar eu chiar nu știu să joc Jinx. Dar știi să joci lor? Da, e partea a doua. Știu să joc campioni braindead, gen Diana, Kali, Lux. Akali nu prea e branded. Păi nu despre asta e lol-ul, stai puțin. Am jucat eu jocul ăsta pro și nu știu. Oh? Ei, dau zone, ți-am zis că o ține în a doua turetă. Opa. Gata, ești în a doua turetă. Îi lipsește test, poate să vină pe bot. A, uite, am nevrumai. Pun și un control aici. Prieteni, avem un 2-10. Dacă puteam să vin era bine, dar trebuie să iau oră. 2-10? Vin. Nu, îmi dă buli săraca. Sunt pe drum. Efectiv, îmi dă buli săraca. Sunt pe drum, pe drum. Îi dă mița kill-ul cam, nu? Te bugați pe aia. Hai că vin la Wukong. Ajutor! Ok. Sunt aici. Ok. E cam tricky ce se întâmplă aici. Nu prea mă atrage. Oh my god, report jungle, K, ban, report, easy. Ia, yeah, cancel. Plus toate reporturile posibile. Deci dacă îi prindeam W-ul ăla lui Z, dacă nu se ducea înapoi ca o pussy ce e. Îi mai dădeam un auto și era mort. Nu pare rău, eu am jucat prost acolo. Nu-i adevărat, toată lumea a jucat prost acolo. Vă rog să-mi dați kick din lobby. Unde-i butonul de slash? Slash vote kick. e ca pe CS, doar că nu să vină un bot. Vine rolul ca licea în coment. Apare doar un Yasuo care se plimbă pe hartă. O să câștigăm fight-ul ăsta, apropo, stai să ajung. Lipsește Zed, Ezreel, lasă-mă în pace. Da, bă, Ezreel, e pe bune. Lipsește Zed, lipsește-te, grijă. Grijă mare.
Hai pe spate. Nu. Ai schimbat cu cealaltă armă. De ce n-aveam? A vrut kill-ul. Lasă, le dau eu zone, tu farmează. Am dacă îmi dă la ulta sunt moartă. Eram sigură. Dar a arătat-o. Ok. Vreau să dau încă un auto sau două, doar că n-avem Q activat, pentru că da, joc bine. Am heal-ul, în caz de orice. I'm fine. Da, și sora care heal. Pe campion. Campionul numit Soraka. Da. Campioana Soraka. Oh? Nice. Oh! Cine? Combo. Combo 1 plus 1. Hey, cine e asta? Who is this girl? Dacă ești și tu, de ce nu joci așa bine? Poți explica? Dau lacrimile. Nu, s-au dus play-turile. Ghinion. Dacă ar juca așa și de carry din meciurile mele de master, peste mi. Mai mi ratea să un farm și se duc AFK. Mă flatați. Bate Silas. Mamei, bătaie de sire mare acolo. Vin și eu. Are sens oare să-mi fac Kraken? Kraken versește. Mamă, i-am salvat viața lui Silas. Da, lui tank e puțin. Versus echipa adversă... Gerford, să zice. Da. Și Gerford și Kraken sunt bune, depinde. Nu știu, eu mă duc cu Kraken, să fie. Și eu prefer Kraken de multe ori, mai ales cu Lethal Tempo. Da, scalează mult mai ok. O, ea mea agresivă. Așa, cu kill force-ul doar ai siguranța aia, faci un kill. Da. Pe care ți-l dau oricum runner. Mhm. Nu! I-ai dat cancel. L-ai cancelat. Da. Opa, Soraka. A meritat flash-ul. Nu cancel, are reset. Chiar ai dat flash acolo? Da. Nice. Uite, și faptul că am dat flash-ul tău l-a făcut să se mute pe mine. E bine. A schimbat foaia. S-a supărat pe noi. O să spărau pe el. Ce face? A dat surrender. Cel mai bun meci de YouTube este. Vreau să mai joc, să văd ce se mai întâmplă meciul ăsta, dar... Aia playerii de AD Carry când meciul durează mai puțin de 30 de minute. Și sunt așa punching-er. Majoritatea AD Carry-urilor începe aventura lor la 30 de minute plus. Well played. Well played. Ge. Mi-a plăcut meciul ăsta. Vreți să vă amint? N-a trebuit să fac nimica. Da, nici eu n-am făcut tiri, știi ce? Autopilot. Poți să-i dai start dacă ești când te simți tu. Ok, stai că... Încă nu te simți, înțeleg. Nu, încă nu simți. Ok, mai nu sunt. Da. Oh, iată. Așa. LOL-ul poate, în momente speciale. Da. Nu tot timpul. Gen, când joci cu oamenii potrivești și când nu joci solo. Sau solo duo sau calificaturi de-astea. Scuzați-mi liniștea, explic ceva din TFT unui prieten.
TFT or League of Legends in my free time. Zata s-a explicat. Another day, another support. Yumi. Nu, Yumi ești. Sau, joc Yumi agresivă. Yumi-a mea agresivă. Nu, let me ban Yumi. Nu mă simt bine dacă nu banezi Yumi. Nu, lasă, mă duc al campion. Balanzat. Okay. Pe orice campion te duci tu, eu vreau să fiu acolo unde a fi tot, mersi. Vrei să fii jos? De jos. Așa-ți place ție. Banez. Preferințele mele sunt să fii jos. În lume există 3 banuri. Hecarim, Rammus și Varus. La mine există un singur ban. Și acela e Yumi. What about Irelia? Ăla ar fi locul 4. Probabil. Că și Yumi e disgusting. Dar măcar lumea nu prea știe să joace Yumi. Mi se pare super trist că de obicei jucătorii de Yumi nu știu pe ce campion să stea. Nu numai chestia asta, dar și în lane gen. Toate igărlițele de dau W-ul și se duc să se uite la un film în loc să facă trade-uri. E super cringe. Ok, zi support. Trash versus Morgana, o să fie funny. Îți arăt. I showed you my trash, please respond. Mie-mi place mult trash ca și campion. Uite, aș putea să mă joc Kalista, gen să fim meci. Am Pulsefire trash. Pulsefire. Sunt albastru. Atunci mă duc Kate, că și eu am Pulsefire. Perfecțiunea a fost atinsă. Mhm. Ce trash cu Caitlyn e... Yeah. Da. Ui, ceva. Dacă nu era Take și pe stream acum, ziceam eu ce era. Ok, e posibil să fie Morgana junglă sau ceva. Pe alt rol. Să mă duc Kai'Sa. Ce ziceți? Versus. Bă, eu încă votez Caitlyn, că vreau să omorâm pe Lulu. În minutul 1. Bine. Nu știu să joc nici Kate. Eca start top lane, which is... Îi zic asta ca să ne dea gank la level 3, ca să înțelegi. Mm-hmm. Pentru că dacă merge de pe top, clar faci pet bot side. Unless... <Your plan. laughs> This is how you ensure bot lane, prio. Am încercat și eu cu bot lane is your home, trebuia să-i zic. No, bot lane is home. Da. Opa s-a dat cu emoturi. Oh. Lupta emoturilor. O luptă foarte emoționantă. Emoționantă. Da. Emoțională. Da. Plină de emoții. Nica a luat ea Kai'Sa. Dacă n-am luat-o eu? Da, dar Caitlyn se campișă pe Kai'Sa. Acum să vedem, acum... Na, depinde și de jucător. Acum și tu jucător. Dacă îți zic. Eroare, băiat rău. Ai toate șansele. Da, poate șansele de ambele părți. Păi asta zic. Bă, Takeshi, ți s-a întâmplat ceva rău în viață? Că am văzut că ai ales Vladimir nu o dată, ci de două ori la rând. Ești ok?
Dacă vrei să ne vorbești despre ceva anume, noi suntem aici pentru tine. Suntem deschiși pentru tine. Da. Titlul live se numește Player de Vladimir plânge 3M, deci... Când au ajuns la partea cu plânsul. Am, eu cred că plângi pe interior. Eu pe interior plâng. Ok, hai la cheese, hai la cheese. Hai la brânză. Da, hai, hai. Vezi și tu? Da, cum să nu? Haide. Stai acolo în aia, ba, ba. Cheese. Și fii atentă, ca să stric tot laning face-ul, ia W-ul primul. Da. Am început cu Q din bază. A fost close, a fost close, am încercat. Da. Uite, Pulse Fire se potrivesc. Pulse Fire. Oh my god, ce drăguț e emote-ul ăla cu Nico. E skin de Talia, dar da. Ah. Ok. Hai că să-mi vine dacă e. Nu că nici eu nu știam până să citesc emote-ul. Ce l-am de foarte mult timp, adică... Nu știu, eu puteam să jur pe orice că e Nico. Știi, cu skin-ul ăla de Winter Wonder. De ceva, de acum e Nico. Corect. I received 10 kills on bot lane. You received for 15 minutes of League of Legends gameplay. Raid of fire. Cam am emoții în legătură cu... Oh, am primit FK warning! Gata! Du-te și farmează mai bine că... Primul FK warning! Hai! S-a mai primit așa ceva de la grădiniță. De când ai fost de FK? De când mă punea educatoarea la colț. Oh my god! Ok, oh, ai, deja. Da, o să pierdem asta. Eu dau. Little tempo? Oh my god. Kai'Sa early game e broken. Da. Tempo Kai'Sa. Dar nu e mai broken ca 3 early game. What? Dacă plecam și eu puțin mai târziu din bază, o să-mi iau și eu o sub-iuță, era bine, da. Dar de ce ai avea nevoie de săbii? Ai o armă, o long range. Da, da, un cuțit acolo își face și el treaba. Ia zi, dai reload cu cuțitele și tragi cu ele. Da. Că rămân fără gloanțe, pun cuțitele. Play-ul corect. Băi, dar ce rău am jucat acolo, îmi pare rău. Nu, ai jucat ok. Am dat flash-ul la Iurea, crezând că Lulu nu o să moară. Am jucat groaznic. Asta e contul tău mei? Asta a meu? Da. Și n-ai mai jucat pe niciun alt cont? Am mai jucat pe un cont, dar îmi luasem țeapa aia cu RP-urile gratis. Ah. Și mi-am pierdut cont. Când RP-urile sunt gratis. Da, gen, erau skin-urile alea, știi, de dădeau fric. Nu, aveam level 5 pe Thresh, pe Teemo și pe Ashe. Și cam atât era cu contul ăla. Aoleu, am pus prost trap, îmi pare rău. Nu știu să joc. Mă urăsc. Bun. O bat și pe aia, că ai little tempo. Little tempo de... Atâta. Bun. Aoleu. Nu am ratat canonul. Canon incident? E pedeapsa capitală. Da, am pierdut match-ul de aici. Am nevoie de fix ăsta gol. Deci e incredibil. Mamă, treci. Incredibil. Dar eu la Hecarim nu treci, nu puntez. Ok, hai că mă duc de aici. Mamă, ce s-a întâmplat cu Zed?
S-a evaporat. Apartamentul de Vladimir Mid. Adapted. Mi-a băgat o paie pe League of Legends. Mamă, ți-a zis că ești adoptat. Oh my god. Mi-a scris League of Legends. În secunda asta nu mai e niciun counterplay. Nu mai știu ce să-i zic. Am vrut să vin să-ți dau lanterna și mi-am dat seama că încă n-am level 3. Ei, presim că această caie sau își va lua ban. Ce? Pentru că o scris cuvântul cancer. Oh my god, a zis cuvântul cu C. Exact. Știți de ce Taric este cancer? Pentru că te simți ca în cer contra lui. Oh my god. Samu, te-ai disconnect. Păi, asta-i ca aia cu Yasuo. Why can't Yasuo get stuck in a house? Because he always has a key. Ai terminat, vă rog eu. Bad jokes. Very good. You always have them when you don't need them. Nu știu dacă am inventat-o eu pe asta, dar știu că au fost din capul meu, adică nu știu. E originală, e originală. Super. E originală pentru că nu ți-ai de ce Taric ar fi ca în cer. Nu! Cum să nu? Ba da! Ce, nu-ți plac kill-urile gratis? Ba da, well played. Asta a fost cadou de Crăciun. Mulțumesc, sunt un copil fericit acum, că am cadouri. Mereu mi-am dorit cadouri. Doar cadouri, nu trebuie, nu trebuie, nu trebuie interpretate, doar cadouri. Da. Any kind. Bă, să știi că, gen, să primești sau un cadou doar cutia de cadou. Nu, să primești un cadou chiar e un moment special, vrei să te mici? Da, e fain. You know there's someone out there that cares. Bă, lăsați-l în pace pe trash, bă. Mamă, da, m-au vrut și m-au avut. Sunteți nesimțite. N-aveți milă. Nemernicilor. Oameni răi și fără suflet. Oameni haini. Vreau neapărat acel Canon Minion. Oh my god, almost, L-ai luat sau nu? Nu, n-am luat nici Canon-ul, dar... Da. I mean, n-am luat nimic. In amici este astfel de... Hai, Karim, îl are multă. Am jucat eu groaznic, că... Ce face, efectiv, le-am permis. Karim-ul meu. Tumbe face. Dude. 98% tot este level 6. Ăla se învârtea pe loc, așteptând să XP. Pain. Cum te cheamă Anzuo? Pentru că n-o să spun Anzuo, probabil. Poți să-mi spui Anzu, doar atât. Anzu. Curt, așa. Okay. Nu vreau să-mi spun numele real, că după aia toată lumea o să-mi zică pe numele acela, știi? Și nu-ți place numele real pentru că depresie și viața oribilă. Sau ce? Nu, pur și simplu nu-mi place și atunci. Ah, ok. Am înțeles. Nu mă identific. Anzu it is then. Fii atentă, fii atentă. Why? Why? A fost bun până n-a mai fost. Why? Da. Campionul numit Lulu. Iubesc Lulu ca ești atent, nu o să se aștepte, nu o să se aștepte. Oh. Aproape. Oh my god. Bă, sincer a fost vina mea că n-am ales Lulu. Și că l-au ei, știi ce? A fost vina mea că n-am luat eu Kai'Sa și am luat Kate. Trebuia noi să fim. It should have been us, not them. Vezi că-ți vine botul, poți să fie. Sau fac dragonul. Well. Și răspunsul este aflat. Nu știu, eu n-am murit niciodată de zidare 3 kill-uri, deci ai mă cam sperit.
a murit de 3 ori. Și are 5. Asta este primul meci în care mor. Avem același KDA. Deci suntem amândoi Pulsefire și avem același KDA. Și avem 5-1 și 1-5. Nu, no, asta este rigged. Asta e pe free to screenshot. Efectiv, trăim într-o simulare. Au. Vezi că vine Morgana. Pe bine? Da. Mi-e plăcere. Ok, să-mi zici pe cine vrei să prind, dacă vrei să prind. Aș vrea să nu prindem pe nimeni, sincer. Ok. Prind Jose care vine. A, nu, nu mai vine Jose. Ok, nice. What? Da, nu. Chiar atât de puternic? Da, Kai'Sa. Yo, fuck you. Ok, nu mai. Nici nu mai apăs pe butoane, îmi pare rău. Eu mai slab aici. Vin pe bot. E adevărat. Marilor ultima ta. Ei sunt slabi că se cred buni. Ce sunt buni și noi suntem slabi, dar ei sunt aia slabi de fapt. Ei sunt de îngeri slabi. Pentru că dacă ar pierde, s-ar enerva. În timp ce noi avem scoruri mecii. Deci ai 6 farm. Farmul meu lasă mult loc de mai bine. Și mai mult loc de mai rău. I mean, putem să omorâm pe Lulu, dar Kai'Sa după ne bate pe amândoi. Pentru că Lulu dă 3 sferturi de shield viață. Oh my god, man. Meno. Meno. Ah, și l-am luat și eu, adică intez. Hai de Hecarim, te simt. Te simt la play-ul ăsta. Oh my god. The plays. Hai, pușeam wave-ul și îi dăm dive de 3 ori. Da. Well. Bravo. Băi, în carry. Luăm play toată carry-ul lui și plecăm. Pul. Mi-ați furat farfuria. Zed-ul meu agresiv. Oh my god, poți să... Nu, vreau vision pe Z-ul ăla. Mai range până acolo? Na. Vision-ul range-ul meu este... Hai, faceți-i rost. Incredibil, aș putea să spun. Nu! Oi! Flash, flash, flash! Bine? Lanterna? Mulțumesc! Mamă, mi-ești datoare copii. Doamne! Fresh, oh my god! Fresh-ul meu sportiv. Unkillable Demon King. Uh-huh. Bă, nu m-ar strica să vin pe bot, stai chiar wave-ul și vin. Zeta la tempo. Bă, dar Hecarim ăsta nu-i dat țeapă, ai observat? A venit decât o singură dată pe bot, deși ne-am zis. Ăștia sunt puțin smărși, după dive-ul ăla. Bă, deci efectiv mi-o barat ulta cu totul. Joacă bine, inamice. Joacă. Dar noi suntem mai buni. Îl iau basit pe aia, bă. Yay! Am și un kill, sunt fericită. Ai 3. Ah. Păi nu, are un kill în plus. Ok, zi așa. Înainte avea 2 și acum are 3. Deci în total are 1 mai mult. Nu? Da, exact. Takeshi nu știe ce e ăla un kill. Takeshi când vine pe linia 3 deodată, că nu trebuie să-și dea reset. Ok. Hey. Cum ar fi să luăm această turetă? Lasă-te, lasă-te. Îmi pare rău. Știam eu că nu e adevărat.
Mulțumesc. Vine Zed. Vezi că te-am adus în mai rău. Da. Oh, stai că scape. Scapă, scapă, scapă. Oh my god. Gata, easy. Ai trecut pe lângă ei. N-am avut nicio șansă. A fost totul gândit și plănuit. Clar. Poți ia tura fără să are 5 persoane cu mine. Nu cred. Dacă n-aveam skin frumos pe trash, mă prevedeau. Adevărat, le-ai luat ochii. What the fuck? Zed-ul meu agresiv. Hecarimul meu agresiv. Scuze, mă uitam pe mine, îmi pare rău. Nu, deci trebuia să te întorci și să iei. Trebuia, dar dispăru. Mă simt prost acum. Știu cât de fericit e un trash player când îi se ia lanterna. Nu e vorba de fericit, e vorba cât de trist e când nu îi se ia. Dar deja s-au obișnuit. Ula mea, vezi că-ți vin toți pe bot, îți vin de aici. Aaaa! Uita mă, Hecarim, cum și-a ratat ulta. Nu mi-e frică de bau. Așa mi se întâmplă și mie, de fiecare dată când dau ecranul pe cineva, se întâmplă ceva oribil. De asta eu joc cu camera loc și fără hartă. Și fără hartă? Și fără hartă. Cel mai bun player de LOL. You're average. Mi se pare corect. You're average player. Average bot lane enjoyers. Dar vezi că e nebună Kai'Sa aia. Zici că eu pe top. Ia kill. Numai eu pe top cu Kai'Sa mai joc așa cum joacă aia. Ah, dar se duce Blade of the Ruin King. Ah, dar joacă cu Lulu, nu mai contează. Da, joc. Am avut atâtea stage-uri în care eram ceva gen, ah, joacă cu Blade of the Ruin King. E prost. Ah, are Lulu. E bun. Uite ce se grijă. Episodul 1, episodul 2. The psychotic breakdown. Dar nu vrei mai bine pietrele astea, nu știu, mi pare mai safe. Vrei să te minți? Da. Nu vreau să mă minți. Da, ce pitești? A, uite la PZ. Get you a support that will tank jungle camps for you. Oh my god. Bine pe mine, sunt aici. Ok, ce bine că... Da, a făcut fun you. Ok, că... Dar nici nu mai încerc cu aia. Mă duc bază. Okay. Ce? Ce mi s-a întâmplat? Am primit așa zisul tratamentul de auto-atac. Auto-atacurile sunt periculoase, sincer. Băi, dar nu mă așteptam. Dar acum mi s-a dus item-ul funny. Săraca Fiora suferă și ea. Instantă de data asta. I-a dat ulta, nu mai are ulta, Kai'Sa. E huge pentru noi. Partea n-aș pare că avea așa de un Fiora. Și eu? 1000 gold i-am dat la aia. E bine. Ajută mine amici. Da, joacă destul de bine ca să ai în ironie. N-am ce să zic. E și în față, ar fi culmea să... What? Oh! Oh my god! Donatie de un kill. Comeback! Ce comeback? Aici sunt 0406, ce? Nici măcar tu lucrurile. E doar botul care e puțin fidat. Ne scurtăm cu ei. Eu chiar credeam că o ducem foarte mega rău. Da. For some reason. N-au avut nicio șansă de la început. Nu, Zed! Dă-i! Ăla-i! What? Lol, s-a întors! Dimnul ăla-l-a întors. Gruncerul, Caitlyn!
Când Caitlyn a zis I never miss, nu credeam că Gronzoi chiar o să se întoarcă. Oh my god. Încerca să fenteze situația. Au. Fentă de gradul 2. E destul de amuzant să vezi ulta lui Caitlyn cum face cercuri pe hartă. În timp ce în timp ce Shenu cu ultă dă TP. Da. Cred că a făcut-o mai mult așa de show. Domnul. Aoleu. Papa. Oh my god, domnul fie cu noi. O zi normală în junglă. Pericol de la orice pas. Oh, batem. Îi batem. Ah, yes. Stai, că nu m-am uitat la HP-ul meu. Aveam heal, îmi pare rău, dar cred că degeaba îl dădeam. Eu la HP-ul meu nu eram cookie. O să-mi iau anatema chains. Pentru casa aia. Și Night's Vow. Dar vezi că build-ul pe care joci tu acum pe Caitlyn se joacă cu Blitz, nu cu Letter. Ah, deci eu trebuie să mă duc cu ăsta, cum îi zice, cu... Nu neapărat Kraken. Doar că trebuie să joci cu iteme gen LDR. Lulz, Dominic, cu Rapid da. Fire Cannon, da, știu. Da, am greșit. Rapid e pe toate build-urile de Caitlyn au Rapid Fire. Da, asta e partea a doua. Dar da, pentru că joci cu Lethal Tempo. Trebuie să iau itemele astea mai clasice. Da. Sărac, care mai ușește el tratamentul de Kai'Sa. E ok, poate reușim să o omorâm. Nu. I mean, avem Hecarim. Gen, eu nu pot să cred că putem pierde meciul ăsta vreodată. Vai, dacă era critică, oh dacă God, era critică. Fel ofentat, bă, frate, trepu. Deci e trist că aveam Zekio și nu ți l-am dat. Am set. Deci efectiv eram la un glunț distanță, dar știi ce realizez eu acum? Heal-ul din buzunarul meu cu supresor. Aia e, nu contează. Ai de capul meu. L-ai ținut pentru fight-ul de la Baron. Da. Sau pentru următorul meci. Una în două. E așa milă de fiora aia. Eu mereu uit să folosesc heal-ul și când îmi amintesc de el, îl dau prost. Nu știu dacă să am încredere în Hecarim-ul ăsta, are 3-5 cu Hecarim. Ah, nu, pleacă! Oh my god. Trebuie să iau ordul. N-au baronul lui lor. Păi și noi ce facem între timp, că nu putem să stăm deja, bă. Uite, stau. Așa spin. Fac tentativă de a face Rabadon. Nu și Willamp. Nu mai am trepuri. Îmi pare scuze. Mama, și dacă te am uitat. Dar își dau mereu totul pe noi și... Dacă am fi chiar toți, chiar am câștigat meciul ăsta. Am făcut Rabadon, nu sunt campion. Cu The Blade Dancer. Da, eu zic că dacă ar fi fost Fiora aici, da. Era ceva. Gata, mai dăm. M-am bătut cu The Blade Dancer. M-am bătut cu tipul ăsta pe top. M-am pișat pe el. Mi-am adus aminte. Ok, hai să-mi iau Night's Vow. Sau Anathema. Anathema e mai important. Irelia. După nume așa pare. Da. Ce bine te-am băgat Irelia. Am jucat cu ea când juca Irelia, dacă nu mă înșel. 800.000 de puncte, parcă. Dacă nu mă înșel. Mamă. Ce bine te-am băgat Irelia, main band. Ai, ce frumos. Oh, wow. No. Oh, no. Nu fugi, dacă nu vezi, dacă nu vezi după Viola, ești mortă. Da. E full build. Am un engage așa de bun pe Kai'Sa. Pe red. A, efectiv, uite cum fentează drepturile. Au. Băi, am putea bate.
Se întâmplă o minune. Leave alone. Oh my god, unde mi-a dispărut HP-ul? Este întrebarea. Îmi putea bate. Eu nu mai am. Nu mai am. Ok, se înaintează foarte tare aici. Mă bucur. Moare careva. Dacă nu putem să omorâm pe care se-am batat acolo, ba. Or nouă. Nu încă. Or nouă Hecarim. Vreți să vă mint? Or nouă Hecarim. Da, păi, dar nefentat, noi am zis acolo unde am select să vină, că bot e ca acasă pentru el și nu a vrut. Poate nu e obișnuit să ai pe casă. Dacă m-a jucat, nu m-a mirat. Colet. Hai să mai agresivă. Bine, și tipul ăsta jucând. Why? Jucând de pe smurf în normal queue. Mamă, dar uite și tu ce kite-uri face, gen. Wow. Dar are mobile speed să facă, nu-i problemă. Nu, no, gen. Mm-hmm. Joacă de pe smurf rank, de-astea rank-uri, normale. Lol. Nu știu că e de ulta. Bye-bye. Ia, stai să mă uit la cont. Puțin. Ce ai să vezi că ai de rău și Gizmurf? 17-4. Și are doar 5 meciuri în total. Am înțeles. Funny. Am primit chestie de aia cu report feedback. Bă, vina mea. Nu știu să joc. Treci? Am jucat Caitlyn, deci... Eu mai slab. Dar cum a dat Hecarim 2000 mai mult damage ca mine? Fiind Hecarim, adică nu Yumi, nu Ivar. Să-l fi văzut atunci când și-a ratat ulta aia sub tot. Ei, fi înțeles. Vrei facem soft? Joc cu meciul de carry? Ok. Eu mă știu ce suport. Kishul e agresiv junglă. Te rog să stai în bușul nostru, Tommy, ce nu-mi pasă de XP. Bă, dar prost, deci ai făcut vistul. Du-te, Yumi, junglă și stai pe mine, mid level 1. Ai... Level 1, ce-ai numai level 1? Auzi, mă, fiți. Dă trio bot. Te duci, Yumi. Trio botul din buzunar. Sau aș putea să mă duc zile alti să compensez XP-ul. Aoleu. Aoleu. Cancer. Stai că sunt strategii. Cuvântul cu că. Ca să-i dăm report că aici i-am uitat. Da, bă, că o zis. Oh my god. Îți facem ticket. Bă, îi dau un match. Îmi dau un match și te refresim. Suntem buni. Report. View profile. Ah, nu pot. Ba da. Report. Nu există. Îi dau block. Gata. I-am dat bloc, să nu mai bagem viața mea. Da, care fi ca blocul de power player match. Bun, eu vreau doar player slab din echipa adversă. în echipa mea oricum sunt slab, deci nu-mi bat capul. Dar nu pot să contrazic. E legea naturii. Ei mai bun, noi mai slab. Eu. Frumoasă-i vacanța de iarnă. Și bine că al mine începe tocmai mâine vacanța de iarnă. Fără facultate, fără nebunii, persoana toată ziua, mai un LOL, mai un Phasmophobia, mai niște programare, nicio treabă. Așa este. Acum tu decizi ce suport joc eu. Dar după ce banez, ok? It would be unfortunate if I made you play Yumi and I played Zeri and I just did my own thing, right? Yo. Sincer, nici nu știu ce aduc eu să joc. Nici eu nu știu ce aduc eu să joci. Păi, dar mă piși că au jucat full meta, full tryhard pe normală.
Kaisa cu Lulu. Și erau și primit că îi ținea toate șaturile. Trebuie să jucăm ceva super mega off meta. Da. Ce Soraka Maokai. Nu, taci. Soraka Maokai. Pike Swain. Pike Swain pe bot. Sau okay. Nu știu ceva de genul. Și care e combo între Pike și Swain? Păi îi tragem non-stop. Ah, suntem hookers. Îi tragem de șireturi. Suntem hookers, am înțeles. Da. Sau nu știu, ce altceva să jucăm? Uite. Mai există combo-uri cu Seraphine Lux și Seraphine Miss Fortune, care sunt destul de fun. Ok, eu ce trebuie să joc, Lux sau Seraphine? Katarina Akali a mai jucat și e destul de fun. Yasuo Yone pentru frații petardă. Vreau! Dar poți să mă duc eu Yasuo? Da, da, al treilea da, frate petardă, hai să join de chat. Vreau! Aici deci eu ador deja. Al treilea frate, hai să join de chat. E meciul tău favorit. Mhm. E pe din. Da, lasă-mă pe mine să joc. Vrei tu Yasuo? Nu, nu, vreau doar să dau pic la Yone înainte să dea ei pic. Că puteau să ne dea predict la combo-ul Yasuo-Yone. Ah, corect. Bă, din experiența mea cu Yasuo-Yone, în viața mea n-am făcut combo-ul cu Yasuo. Mereu ne făceam de aura un team. Eram adică 4. Așa că nu știu, probabil la fel, dar cine știe. Poate noroc. Bă, eu zic că ăsta e meciul acela în care se vor face chestii bune. Se va câștiga. Eu juc când ea să o zic. Da. Se vor face chestii. Dacă tu îi simți, eu simt. Așa. Bine, atunci simțim. Da. Să-mi zici ce skin ai ca să mă asortez? Păi, aș putea să mă duc cu Dawnbringer sau cu Prestige sau cu True Damage. Te anunț de acum în Battle Academia și am chroma cu negru-albastru, galben cu maro și mov. Du-te cu galben și maro, că eu sunt cu verde, okay. Eu mă duc cu hainun. Ok. Umi. Ok, și eu sunt suport, ok? Trebuie să-mi iau item de suport. Ok. Sigur, nu vrei tu să farmezi, că tu dai euri și chestii. Ok, sau nu știu, nu merge și așa, că iau item-ul ăla, știi, de... E ok, joacă tu... Plus că eu am shield, te apăr. Da, tu ai W, tu ești legit suport. Eu da. Sunt troll pic. Nu e adevărat. Eu Gucci fam. Ar fi troll pic numai în bronziro. Da. Pentru că în rest ar zice, bă, tipul ăsta e bun dacă joacă Ionia de carry. Și apoi mergi 0-22 și te întreabă ce s-a întâmplat. Glumesc. Este bine. Mie-mi e doar de ești top. Că meta asta nu mai poate fi jucată. Dar în perioada când a fost bun. Nu știu dacă am jucat ești top. Dar bă, știu că nu se joacă cu... lumea joacă acum, sau mă rog, eu credeam că o să se dea shift în meta asta, dar încă nu s-a dat sau nu știu care-i treaba. Doar că adecheriu pe top are mult mai mult sens, pentru că ia mult mai multe resurse, gen XP și inclusiv gold. Da. Și e mult mai ușor să existe acolo. În timp ce engager-ul pe center-ul pot fi bot. Ok, să nu uiți să-ți iei item de suport. Oh, mamă, ești cu 7 pași în fața mea. Tu deja vezi, tu deja ești la dragon, îl faci. Cam așa ceva. Vezi că avem timp până la level 6, după vine permagank Evelynn de supărare. Da. Oh-oh. Oh my god. Atenție, pericol. Vai câte pleciuri, unu. Băi, măcar suntem mai aproape de Power Spike acum. Nu știu dacă pleșul ăla. Doamne, am prins torna de aia pe toți, ce satisfying a fost. Botul meu agresiv.
boost-ul meu agresiv. Așa, perma ping așa. Need to give them advantage. I'm zis-o. Băi, brand-ul meu agresiv, ce dracu. O să fie un match, fain. Hai. O să luăm bounty de pe ei, măi. Asta zic, shutdown-uri. Exact. Jucăm la farm, lăsăm să ne omoare de 7 ori și apoi îi batem. Exact. E the win cheater strategy. Să-i următorii minioni, îți recomand, ca să facem level 2. Asta vreau să fac, ca să facem level 2 înaintea lor. Greier, chiar. Oh my god, mă știe. Lol, chiar o să joace așa? Lol. Ok, bine. Doamne, hai. Ce oameni. Ce oameni, mă. Bă, ce oameni. You will be ashamed if they instantly die. Dă-i, cu sabia. Bagă-i în toate locurile, în toate găurile posibile. Mamă, dar suntem buni. Ce vorbiști? Suntem extraordinari. N-au nicio șansă. Nu e agresiv, V2. Efectiv, urma să fac un freeze de 7 ani. Și am zis nu. Nu, te vezi, suntem meci, ne asortăm. Da. Nimic, Redo. Ce tare. Bă, n-am bani nici de buți, pe bune. Vând o poțiune, ce naiba, eu n-am nevoie de așa ceva. Bun. Asta, ce am văzut că se face pe Yasuo, îți iei un Phantom Dancer, îl lași în background și îți vezi de itemele mitice. Nu ironic, chiar așa se joacă acum Yasuo. Phantom Dancer, bă, înțeleg zi-l, dar Phantom Dancer fac tot itemul. Yasuo era ori Phantom Dancer, ori Static Shiv. Păi, Static Shiv era făcut din Phantom Dancer. A, stai, nu Phantom Dancer, stai că-s prost. Zi-l. Da. Se ia zi-l și apoi te duci la alte iteme. Aha, zi-l. Pentru că aparent îți dă destul de text să-ți faci căcaturile de Yasuo în timp ce poți să-ți faci mitica liniștit. Da, are sens. Îmi place această idee. Asta m-a învățat rank 1, Yasuo, Grandmaster, eu vezi. Nebun. Glumesc, nu. Doar am văzut un Yasuo într-un meci să o lia și era bun. Am înțeles, chiar vine botul pe top, pe mic. Bune. Dacă nu-mi faci și mie legătura cu el, îl plătesc de un coach. Să devin și eu un Yasuo mai bun. Asta, ca fanfic, fac coaching pe gratis. Oh my pentru god. Pentru ce campion. O fac de fan. Butul meu agresiv, go. I choose you. I-am făcut și lui Wiz pe un stream la un moment dat. Go, butul meu agresiv, go. Butul tău agresiv. Butul meu agresiv. A luat cannon-ul. Nooo. Butul meu agresiv. Fratele meu de care nu pot să trăiesc. Te-ai prins pentru că lor l-ai un da. Da. Îmi pare scuze, fratele meu. Chiar n-am intenționat. Ia zici, ai avut mouse sleep. Da. Am avut lag. Și am dat pe tine din greșeală. Ai ratat tornada. Eu am ratat tornada. Nu, ziceam legat de asta că mai umor pe mine. Ah, am dat misclic pe tine. Că te-am văzut și am zis, bă, ăsta-i frate meu. Upsi. E el mai slab aici. Da. Ok, acum am un cuțit adevărat. Crăvenii sunt mândri. Când ai EQ-ul în fiziunii, da? Da. Cuțitul pe la spate. The deadliest. Da. Direct în spinare. Dar îmi place că noi chiar am picat cu niște playeri destul de ok, știi? Gen, nu joacă... E Kai'Sa de meciul trecut.
Să știi că nu e atât de departe, gen, a fost prea overconfident la început, dar nu, el nu joacă rău. Am dat... Și sincer, că Isaiah jucă mai prost. Doar că s-a pitat destul cât să nu mai punteze. Genul ăștia chiar nu joacă rău, dar... Suntem noi buni. Chestia e că dintr-un punct nu mai contează cât de bine joci, că oricum te pici pe toată lumea. Vreau să fac asta, e satisfying, sorry. Nu, că e ok, eu vreau doar să vină aia. Și slow pushing-ul e exact ce vreau. În situația asta. Cu 2 win și 2. Îți cânt ceva, fratele meu. Da. Îți cânt. Arată-mi serenada. Deci că e și tiflut. Ok, mai cântăm mai târziu. Da, mai târziu. Mai târliu, așa. Nu mai dați, mă, frate meu. Sunteți nesimporci. Votul meu agresiv, go. Tu îți dai seama că n-am stat aici numai ca să-mi dai Q-ul ăla? Gen. Eu nu pot să... Pentru o vreme? Nu! Oh my god! Shoku a omorât cele mai multe persoane. Shoku are cel mai mare KD. Și tocmai a luat încă un suflet. Vrei să te mint? Băi... Deci, efectiv... Ai dispărut dintr-o dată. Dacă eram pe fază, totdeauna flash-ul, dar... Era dar prea nici nu eram pe fază, gen... Era prea justit shop-ul ăla, vrei să te mint? Și-a dat ulta când am vrut eu să sar pe ea. Bun, acum aș avea de crit, dar mai trebuie 150 gol pentru zil. E venin pe bot, ca pe asta așa. Îmi strică. Nu, stai. Nu, nu, tocmai ai verificat bush-ul, poate nu e copiu. Nu, e prea agresiv. Gen, trebuie să fie Evelyn. Nu pot să cred că nu e. Da, e dubios, gen. E, trebuie să fie. E super agresiv băiatul ăsta. Pot să vin, dar fie... Nu? Nu știm, nici noi. Încă. Dacă e aia, dacă nu e aia. Dacă nu e aia, îi batem 100%. Da. A, în care e eu, nu știam, mai văd. Nu! Oh my god, la limită. Nu știu, gen, mi-e mult prea frică de Evelyn să joc acum. Efectiv. Și can be poate vezi că vine pe aici, Evelyn că m-am coșmaruri. Action bot. Bă, nu pot să cred așa ceva. Rasit Panami. Intră mă în Q-ul meu. Oh! Revive. Oh, mi-ai reviat, fratele! Here I am. Ezreal plânge. Efectiv, Connor. Poate joacă la build-ul de revive. Da, chiar joacă la build-ul de revive. E un meme făcut de noi, am jucat un meci de Aram și avea un tip cel mai random build de action care includea Silbo. Am zis că e build-ul de revive. Și de atunci orice action care se duce cu Silbo îi zicem că e build-ul de revive. Care e gen, obviously troll, dar e funny pentru că rezistă mai mult, așa că poate să dea revive. Comic, are sens totuși. Este timpul, frate. Ați jumătate de minut. Trebuie să mai fidăm puțin. Mie ăștia n-au bounty-uri, efectiv. Nu-mi dau seama dacă ăștia sunt handicap, dacă ăștia sunt proști sau gen, se prefac. Ca să vină aia. Hai să o omorâm pe asta. 15, 10. De ce n-am dat ulta? Oh my god, nici măcar nu știam că am ulta. Ok, 5, 4,
3. Trebuia să dau. 2. Manele, manele. Efectiv, credeam că am level 5, îmi pare rău. A mers. Cartus. By the simple act of existing, I have achieved kill. Acum vine Evelyn. Nu, Evelyn e pe aici. E bine. Ok. Din preajmă, cum s-ar zice. E pe aici, pe undeva. Pentru că sunt aici să te apăr. Nu-mi dai și liși. Nu, e doar acolo să te apere, okay, m-ai înțeles. Okay. Te-am pus word-uri, acum ai viziune asupra... Ia să mă suport punând word-uri. Primul Iasu o să pună word-uri. Să mă jur. Paranteză imposibil. A doua paranteză, trebuie să fie clonă de Nico. Oh my god. Efectiv. Încă 80 secunde. N-am văzut un Iasu să pună word-uri. E efectiv super amuzant pentru că eu chiar nu pun word-uri cu Iasu. Ironia sorții. E relatable, dar așa funcționează campionul, e pasiva lui secretă. Nici nu trebuie să te uiți pe mapă dacă vine cineva. Dacă dai fermașov și joci la kill-uri, de ce mai ai nevoie de hartă? Pe bune acum. Exact. E jungle div, că n-ai hartă. Oh. Asta, bro. A plecat pingurile pe chat. A plecat pingurile. Ia fiți pe fază, mi-am luat și o racă. Nu vine Evelyn aici, vrei să o mă rog? Emi, dacă vine la redul meu, da. A, nu mai e. O să vină, trebuie să vină. O miros. Răznioar. Vai, Evelyn dă-n dodge-uri. Hashtag real. What? Ăla e de-a lor. Ah. What? Care-i? Deci ești de ultra close range. Ăsta nu s-a uitat la un video easy. De YouTube, de Nichos. Oh my god, ce play am făcut aici. Mi-am luat auto-uri de la Revive action build. El nu știe. Îmi dau go-pe. Îți dau knock-up cu kill. Las că îl dau knock-up. Mi se dau kill. Never okay. Mind. Să te mă pe OTP dacă îmi permiți. Meta defining. A, mamă, chiar ai level 7 pe Yasuo. Mi-a sărit inima un heartbeat văzând asta. Dar am și eu ceva. Oh. Let's go. Nice. Ia uite, îți iau 2 minioni deodată. Am glumit. Ce shield am dat să... Ah, ok. S-a un fața ta. Cu cuțitul! Bun! Oh my god, îmi pare rău. Canvas lui! Stai, nu, ai ascut-o poare. Peste tot în România. Stai gen... Ciulești cu cuțitele, sau nu știu. E peste tot cu cuțitele. Dar chiar de unde ești? Eu? Sunt din Tulcea. Eu sunt din București. Un oraș cam trist, dacă îmi permiți. Ba nu, scrie București pe el. Înseamnă că oamenii sunt fericiți, nu? Că vine de la bucurie. Este complet ironie. Este un nume dat de Caragiale. Glumesc, evident, da. Cum ar fi? What if? What if?
bucur că Ezra n-are build-ul corect ca să ne bată. În pretinere. Oh my god. El chiar se crede în acum câteva sezoane. Bă, ce-mi plăcea să joc Ezreal cum îl joacă el acum. Da, era super fan. Era super, da. Asta. Bă! Dar nu mai dau un frate, mi-o bă, fraiere. Ce tot fac? Oh? Uai, Shilbo în ultima secundă. Shilbo din buzunarul meu. Shilbo, legit. Uai. GG's. Oh no. Acum e momentul tău, Takeshi. Cum să nu? Gata, vreau tapa. Far. Efectiv, nici măcar n-ai încercat. Cum să nu? Eu încerc. Uite, vei? Thank you, Kashtan, for reviving. Nu, Mașcanu. Kashtan, da. Uit. Vin să te ajut, vin să te suport. Moral, ce-mi dai? Vin să vin. Nu știu, dar... Am dat un tatu. Să ai un frate petardă lângă tine... Chiar că petardă. Ori aduce ghinionul, aduce noroc. Petargă mai mult. Dacă... Știi skin-ul ăla când Yone cară pe Yasuo în Witcher? Mamă, trebuie să joc cu Yone. Nu, Yone pe Yasuo în Witcher. Da, știu. E ca Yasuo. E genial. E destul de bun, dar da, se vede. Nu este problemă de război. I got your back. Îmi pare rău. Îi bați? Mamă, și-o dat flash, și-o dat flash, și-o dat flash. What the fuck, ce mă flash-ul ăla, mi-a făcut poză înainte să mor, chiar apreciez. Acum am înțeles de ce poză. Tu până acum n-ai înțeles. Nu. Că gen e cu blitz. Da, e poza cu blitz. I got you. Lasă-mi, ești mai încet. Poți super mai încet. E mine, trebuie să mă aștepți puțin. Eu sunt vitezomanul. Mă rog, vitezoman. Obă, unde te duci? Te grăbești undeva? Zildi. Ai de pierdut un tren ceva? Pierdut un meci. Mamă, sunt 1-6. E bine. Ești aproape. Mai am puțin până la power spike. Dacă nu mi-aș rata și eu, gen, efectiv toate abilitățile. Da. Da, am pățit. Ce-a fost? Mamă, aproape scos o paia de joc, da. Uite că n-a fost să fie, n-aveam nimic cap. Trebuia să-mi iau Blade of the Ruined King, a fost greșeala mea. Trebuia să nu dau ult acolo. I mean, a fost interesant, dar știu că ai dat-o pentru că respecti frăția noastră. Exact. Iar eu o să respect acest lucru. Frăția înainte de toate. Rot before house. Da. De asta ne-a furat lane-ul. Măcar să stea și el un bus acolo, să dăm și noi ultele. Da, trebuie să stea aici. Mă prefac că nu știu unde este Town Cage. Eu mă prefac să mănânc tartă. Oh my god. Aș vrea eu. Dar ultima dată zic că eu luac și nu mi-a mers.
Suntem bătuți de soartă. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mi se spune Minione. Se spune Minione. Și-a dat flash-ul Evelyn Jamie cu ele. Mi se spune James Bond. 0 kill-uri, 7 depuri. Și 0 assist-uri. Oh, frate, bă. Dacă vine action și-ți bădă revive. Flash. Revive action, dacă bă, muri și fratele meu, deci e incredibil, îmi vine să plâng. Mai pentru că nu poți să... Nu poți tu să mori fără mine, gen. Suntem LinkedIn. Trebuie să murim împreună sau niciunul. Momentan avem amândoi aceleași tepuri. Oh my god. Israel, nu mai da dodge-uri. Nu mai fi bun. Israel. Chiar crezi că ne bătea orice tip de Israel, combinația noastră supremă? Da, este un Israel bun. Israel, dumne, ce trebuie. Este un Israel bun. Noi ne-am ratat o abilitate în viața noastră. Ia sosul portal meu care ne face pietre. Efectiv, eu pregătesc pentru fratele meu, fratele meu. Ce? Pregătesc pentru fratele meu. Fratele meu din Beci. Ne-ai hrănit de 5 zile. Ia fac dragon, nu? Și sunt dragon. Pentru că scau. Dragon. Nevermind. Ce e ăla dragon? Ah, obiective! Hai să facem noi dragon, nu-i? Auzi, bă, la el obiective! Obiectivul nostru! Hai să râdem de el! O să facă dragon și o zic jungle, de fapt, ce dragon! Jungle diff. Da, ai văzut cum ți-am zis? Ce ți-am zis? Am zis să dar pentru că tu ai zis că o să zic. Mentalitate inversă. Uite, îmi duc și ping acum. Lasă-mi întorc și pe action după mine. Dar fă și pe action să-mi dai mie ping, bă, ce oameni? Bă, acum suntem toți împotriva lui Karthus. Eu susțin. Îți susțin? Cât timp nu e împotriva noastră, nu mă supăr. Nu, te-am cringe. Bă, dar zi tu că nu-i adevărat ce-am scris acolo. De nu e picture. Au! Am nevoie de ajutor. Oh my god. Stai, Ezreal și-a luat un item în sfârșit. A luat un item funny, though. Și-a luat... E practic Ezreal fără mitic acum, dar tot puternic e. Bun, Akshan, îmi dă revive! Akshan build. Nu mi-a dat... Bă, da. Yes. Oh my god! Bă, e legit Akshan revive, ai reșit collector, what? Cel mai bun suport, cel mai bun de aici. S-a dat în același timp. Bă, nici măcar n-am zis de dinainte. Da. Amândoi am simțit-o atunci și acolo. Ei, am făcut un legământ, suntem frați. A fost chiar super mișto faptul că ne-am dat time așa bine. Da. Dar nici dacă ne vorbeam, nu cred că ieșea așa. Nu ne ieșea niciodată așa bine. Mie. Asta a fost doar... Vai de capul meu, era să fac uniune. Era să fac uniune acolo. Larry, de asoi și unii de știu. Să încerc să scap cu eu. Da. De asta nu joc eu ne. Bateți? Oh no! Îi bateți? Da. Imediat, stai să se mai întunece. Sunt în dog mode. Cum a văd alt negru. Vezi că am lag, vezi că... Da, acum ia lunați! Da, te ajutam cu Lișu, frate. Doamne, cât a ping-ul sa, e incredibil. Cum poți să joci așa, Ioni, fratele meu? Bă, ce mă sperie. Nu știu, eu joc cu 999 ping. De asta am ratat așa din când în când un Q din greșeală. Atât, da. Rest n-am ratat nimica. Tot meciul. Eu, acum joc de pe Marte și e complicat. De pe ce joci? De pe Marte. Ah. Am plecat cu Elon Musk, știi?
Oricum, lui Elon Musk îi plac bananele, nu știu dacă știați. Da. Random fact. Go. Random fact, go. Random Elon Musk fact of the day. Da. Nu, de gen, voiam să fac un clip, gen, super troll, în care să zic chestii despre Elon Musk, care sunt probabil adevărate și neadevărate. Neironic. Elon Musk se spală pe din dimineața. Apasă click aici, de scump. Elon Musk e în viață. Elon Musk respiră chiar acum. Da, ulta! Ia-o până amii! Am omorât Drealu. Am dat ulta înainte. Și nu a fost plan. Dar gândește-te că te l-am omorât pe Zreal. Unu pe unu. Gândește la partea bună. E pentru că mi-am atins power spike-ul. Asta, am 144 fan. Ce e la fan? Și eu am 52, da. Wow. Nu știu, gen, îmi place mult mai mult să joc așa la fan, la troll, la chestii de-astea decât să joc serios. Și mie. Ok, banii setați care au venit de la muncă, care trebuie să aibă grijă de doi copii singuri. Gen, what's the fun in that? Yeah. Tatăl la doi copii, după ce a lucrat 12 ore în ziua aia. About to face the most annoying and what oblivious experience of his life. E Evelyn. No. Lăsați-mă în pace. Frații la primejdie se lasă. Stai, nu era așa. Da. Oricum, prietenul la nevoie recunoaște. Și cum îi batem? Dacă acum am realizat că ea... Cine se trezește de dimineață, ai bate. Le cerem adresele și... Cam așa aș zice eu, dar... Acum n-a... Dă-le! Rămâne de oai! Doremi fa sol la si do! Doremi mi 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 e... Nami cu stopaci! Oh my god, eu trebuie să joc, m-am respawnat. Incredibil. Nu, vine ultă de Ezreal. Player de Yumi, Black. Oh shit. Nu, 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 very, 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 very. Bă, lăsați-vă, frate, în pace pe tine. Nu mi se mișcă, vreau să stau blue. Ți l-am lăsat, da? Că am apăsat sus. Care e cea mai bună răzbunare din joc? Care e cea mai bună răzbunare? Mă gândeam la răzbunare, las wave. Stai că te ajung cu pietre. Eu trebuie să mă răzbun, nu tu! Ok. Oh my god, am 1-12. Aura, stai că te bate aia. Universul s-a întors contra mine. I-am făcut magia, s-a întâmplat tot ce-i mai rău. Am bătut-o pe Evelyn. Două stack-uri. Ia stai, sub. Vin să-ți dau knock-up, stai. Oh. Am primit stun oricum. Pop, mai pocket ione. Go. Eu trebuia să joc Ione cu Prowler să vă arăt combo-urile de le știu pe de rost cu Prowler. Eu acum fac Sunfire, pentru că tank mei. Dacă ești și mai văzut vreodată jucând Ione cu Prowler? Nu, dar știu ce combo, despre ce combo vorbești. Trebuie să-ți arăt într-o zi. E mult prea funny. Și acum merge și mai bine cu Hydron, nu? Vă să știi. Ok, cum îi batem? Revive action. Dacă le dau ultimata, numai să-mi fac bani de first try. Mă duc să văd ce mă... Dacă era deștept, Ezreal își lua Frozen Heart și câștiga meciul on the spot. Da. Nu contează. Ești la Varon?
sunt la Baron. Da, și eu i-am oprit din Baron. Good job. Bă, de oprit nu i-ai oprit, doar l-ai făcut... L-ai făcut durata de Baron mai lungă. I-am oprit, măi, ai încredere. Ah, da, chiar i-ai oprit. Scuză-mă pe mine. What? Am nicio idee. Da, ție, că oricum face dochiuri, trebuie să farmezi pe mine și să mă perfacă nimica din ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Eu dau endo aici. Pocket action. This is the end. Bă, uite-și unul. Ok, hai că ajut totuși. Hai că Tank Engine chiar face 1v3, da? Ioi. Acum e acum. Ok. Ione. Ione gameplay. Ok, action gaming. Oh, gata, îl bați. Am cred. De re. Oh, no. Oare cum se descurcă băiatul la Akshan? Nu se descurcă. Akshan, te rog, să-mi dai revive. Da, era Nami. Nu contează, să-mi dai revive. Crezi că-mi pasă dacă e Nami sau nu acolo? Nu l-am întrebat dacă e Nami acolo. Nu l-am întrebat. Face să-mi dea. Nu. Mamă. Akshan, meu. Da, e Akshan. Double kill! Double kill! Mersi, ne-a ajut. Bă, Takeshi, recomandare. Recomandare, rămâi în bază, să nu te trezi în bază. Te joacă din bază, doar cu ăștia. E 100%, wow, e 100%. Dacă îți faci tacurile pe mejai. Inosanta approved. E că vând buți, vreau să fac bani de buți. Să vând buți, pardon. Doamne, ador meciul ăsta. Nu m-am distrat niciodată așa de mult, având un scor negativ. Yes. Oh, de Tank Engine. Tank Engine cu eu mă activ. Mamă, ce m-a speriat. El a vrut doar. Oh my god. Ione, Ione. Ione, Ione, ne. Ai văzut că n-am auzit. Am stat lângă tine ca un frate bun. Da. Un așa zis frate. Am văzut. Mamă, dar te duci să am cu aia, stai, ce s-a întâmplat cu Bita? Era bun înainte. Da, dar am zis să fiu puțin tanky. Ca să pentru că mulțumesc lui Dumnezeu. Ca să ții Night Vow și Redemption pentru fratele tău. Da. Are sens. Scuze-mă că m-am îndoit. Vreau să fiu tankul tău, tankul acestei echipe. Ok. Se fac concurent. O să-și spun Tam King. Nu mai avem nevoie de tine, avem un tank nou. Dacă mor, îmi dă revive. Dacă mor, l-o mor. Are Zonias! Uuuuui. Asta e vrinia lor. Mejaiu din buzunarul lui Cartus. Mi-a dat revive! De ce are Zonia? What the fuck, man? Fiți atenți aici, mă mișc, don't worry. Ok, sunt atentă. Nu mai contează, mi-e frică. Hai la dragon, hai la dragon. Și eu mi-e frică. Ok, dacă vei frică, hai la dragon. Ok, go berry. Oh, wow. Report action, ban, or no. Se apropie Brand. Oh, super, super. Cartus Diff. Bă, foarte aproape. Bă, a fost mișto meciul, vreau să vă amint? Da. Acum, na. Din păcate am fost fratele fratele mai slab și n-am putut să țin pasul cu depările fratelui meu. Așa că mă duc să intez două depuri, trebuie. Brâbă. Brâbă, activează autopilotul. Autopilotul de... Ar trebui să fie un script doar ca să-ți dea run down pe nici câte trebuie să faci altceva. Fii atât de amuzat. Chiar că ar fi fost tot.
the fucking Tyler 1 script. Autopilotul ducându-l pe Ionel la redbook-ul meu. Vedeți, acum sunt cineva. Te luat Infinity-ul? Nu, nu, dai power spike-ul. Da, când o să mor de 20 de ori o să am power spike ori 2. Cum n-a murit? Atulta, nu? Atulta. Bă, dar ăștia nu mai știu să pună orduri, să le scot. Am descoperit unde sunt inamicii. I-am găsit cum s-ar zice. Nedrebnicii. Hai. Important e că mări inamicii. Așa luat zonia. Da, numai ăștia 2 au zonia, ăștia 3 au zonia, ăștia 4 să aibă zonia. Bine, mane, bine, oh my god, ce-am zburat. Ăștia chiar cred că zonia este opțiune în viață. Ba, adevărul e că arată ca opțiune în viață. Giga chat, am Kenchi, doesn't give a fuck. Hai de aici. Oh my god. Plec de aici. Du-te, dă-le, că-i Sunfire. Pleacă trust in the Sunfire, trust in the Sunfire. Da. N-ai avut încredere în Sunfire. Acum nu vreau să fiu persoana aia, dar Shirbo cu Sunfire e... e un build interesant, at least. Interesant, at least. E build-ul de rival. Și culmea că nu-i cel mai rău build pe care l-am văzut pe Yasuo. Stai să vezi ce urmează asta, încă nimic. Dacă nu vedem următorul item Horizon Focus pentru... Remi pasola la Sido. Horizon Focus. Do I take Horizon Focus? Or mejai on Yasuo? Îmi fac ăla cum îi zice, Zonia. Vai, de capul meu. Din sabia aia o să faci Zonia. Îi zice ala ca Sam. Pentru următorul meu trup magic o să fac această sabie să dispară. Ta-da, mi-am vândut build-ul. Hai, gata, să fim serioși, ce e asta? Minutul 40, ce timp îți vin, te rog, serioși? Momentul ăla iconic din meci când trebuie să faci dragonul la minutul 40. Parantezul solo încă nu e făcut. Oh my god. Nu știu cum să vă spun, dar sunt eu cu 4 iteme. Dacă fac 5 iteme o să am unul mai mult. Este incredibil să arunci așa cu facts în noi. Cum îți permiți? Cu factuale de alea. Cu factuale de alea. Am o strategie, o zau prima ta la început de fight, ca așa să-și dea zonia su. Arunc cu factorul. Oh. În câte secunde ai murit? Fratele, la defuri încet. În câte secunde ai murit? Cred că ar trebui să nu mai trolez. Da. After all, why is this? De trollat. What the fuck, mi-am luat one shot. Încerc să dau one shot. Facem șantaj emoțional. Oh my god. Te încearcă, te face gameplay. Emotional damage. E timpul să farmăm. Nu, vine ultă de Ezreal. Mersi cum i-ai zis, am dat dodge. Cu cel tâte te-ai ieșit și mă speed, dar mi-am dat dodge, aprob. Speram să ai și tu zonia, da. Bă, luați partea bună. Nu fac dragonul. Partea bună. Da, partea bună, hai să luăm, dragul. Uai! O, măcar, putem să-i dăm report lui Israel pentru meciul trecut. Da. Mamă,
Nici nu i-ai mișcat bara de azi. Mane, ai milă. Nu mai răzăne, nu mai răzăne, let's go. Cine crezi că s-a distrat mai mult, este dragul ăla sau noi? Cartosul. Votați în comentarii. Cartosul. Răspunsul este Krastan Kenchu ăsta cu 10 milioane HP aproape. Doamne. De fapt, are 6 milioane. Cum are atât de puțin HP? What? Doamne, dar ce comic a zburat. Bă, dar nu mai mă băga pe mine în stun. E, nu! Lăsa mie! Oh my god. Cartos, cred că a murit. Asta e partea bună, nu? Dar gândiți-vă, când ia s-o să aibă mai multe iteme, power spike. Da, de da. Ironic, putem să câștigăm. Putem. E hard maybe. Hard maybe. Dacă aveam brawler-ul aici era bun. Eu am încredere că o să câștigăm și acest Nexus o să spawneze încă două turete aici. Am încredere. Ia zi, spawnează toată harta, în paranteză o luăm de la capăt. Da. Oh, nice, Veri? Nu! Bă, de ce, de ce? Voi așa să fiu un Yasuo care vede culori. Yasuo care vede culori? Cam mai pretențile astea. 2 cu 20. Asta e da, pic. Mulțumesc, Auxian, mereu mi-am dorit să văd culori. Asta e speedrun la Death. Auxian ne permite să ne atingem Ultra Power Spike-ul de 0.30 când aș vrea să fie o pasivă secretă. Când Yasuo și Ione în aceeași echipă au 30 de defuri, explodează Nexus-ul în explodea. Mă, cât de tare ar fi. Mă amuzam că Evelina putea da Endu când ar vrea ea. Oh no. Ah, tanchează, tanchează, ăla-i. Nu! Oh my god. Dacă Action dă revive e bine. Că da ultimata, e în prima. Ăsta e fratele meu, oh my god. Dă revive Action, e pula și pe nevermind. Du-te pa, du-te, du-te, am încredere, am încredere, am încredere, am încredere. Ala, ia, ala, dați-ne, dați-ne, revive, revive, revive. Ultimat, ultimat, oh ultimat, apăs rău, apăs rău, apăs rău, apăs rău. Mulțumesc, mulțumesc. Nu muri nimeni, nu muri nimeni. Nu, așa ți-a dat revive, eu ți-am dat revive. Corect. Ați zis tu, așa ne seama nimica, când el încă are shield-ul în minutul ăsta. Îmi scrie respecting guarantee. Vreți să facem baron? Ce ziceți? E o alegere foarte bună. Mulțumesc. De opinie. De opinie, opinia sucks, publicului though. Contează. Asta de politicienii. Dă-i în el, ghiștan. Ale. Ah, ah, nu. Dacă dai în mine, mama ta e femeie. Evelina, dă-i în tu, tu faci baronul. Evelina, dă-i în tu, tu faci baronul. Dar asta dă-i în tu. Tu faci baronul. Am venit să facem noi, că să-l facă ei. Baronul e mai important decât Endu. Să știi. Oh my god. Plus 1. No, planul e simplu. Ascultați-mă foarte bine. Te ascultăm cu ambele urechi. Fiți atenți. Mai așteptăm 2 minute 40. Facem medal-ul. Batem pe inamă și apoi dăm medal. Ok. Sună bine. Mai pierdut la facem medal-ul. Cum facem medal-ul? Și nu o să meargă nicicum altcumva pentru că așa am zis eu. Nostradamus. În paranteză real. Mereu mi-am dorit să fiu Yasuo cu scorul ăsta. Am să vă mint. N-am văzut scorul ăla în viața mea. El scud. E prima oară. E unic. Record mondial. Acum nu contează scorul, contează că ne-am distrat. E. 45 de minute distracție. Dacă conta scorul... Mai am puțin și fac și eu level 18. Încă nu sunt majoră. Mamă, Tam Kench, dacă nimereai acolo așa, îmi dădea multa și muream. Ce bine că n-ai nimerit. Nu nimerit, Barry. Da,
L-am dat Zonia tu la toți, băgați-vă copii. Mi-am luat Silence sau Stun sau ceva. Ah, Poppy. Asta iar are Zonia. Ok! Action Diff! Revive Action! Doamne, doamne! Respect, 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 respect. Asta e Endo, asta e Endo. Asta e Endo! Oh my god, e actually Endo! Du-te, du-te, du-te! Du-o bot, du-o bot! Ok, Endo! Du-te, noi doi! Fugiți până acolo, fugiți până acolo, fugiți până acolo! Haide, 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 că sunt... Da, păi atunci care va stea bază? Ne va da Endo minionul ăla mare. Nu, stai pe bun, care mă bază! Faptul nu stai cum să mă gândesc eu. Du-te, ia sub omul meu agresiv. Mă sacrific eu, mă sacrific. Se duce suportul care n-are damage pe turete, go. Am făcut exact combinația greșită, la care tanca minionii a rămas. Trebuie să pușăm mid-ul. Vai, ce ghinion. Ok, după ce ai inhibitorul, zic să pleci că se spawnează Ezreal. Shelder. Da, da, plecat. Am plecat direct la LDR. N-am putut să dăm nici măcar endul cu 60 de secunde rămase. Vai, suntem buni, suntem buni. Suntem profesioniști. Ok, am cea mai bună idee, aștept să vină toți înspre el, dar apoi dau ultima ta. Dacă își dau zonii din timp, asta să mă găsesc buzone pentru fight. Hai da. Îi vedem. Și te văd pe tine. Jumate HP l-am dat la toți. Acum e momentul. E momentul să-mi split plus de mendul. Aștept, ține-ți de timp 60 de minute. Secunde, nu minute. Mă duc să dau endul cap. Du-te, da, e bun, du-te. Nu ironic, du-te. Mă duc. Ce te-am chiar s-a dus? Uai! Ține stureta. Stai că eu încă n-au văzut, uite-l pe Israel. Du-te. Ia și, dă și Q-uri pe mine între timp, așa. Da. Go! Toru. E prea tanky, ok, zero damage, go support! Ia să o mai support cu damage puturete. Iasuo support nu există, nu te poate răni. Iasuo support. Iasuo support cu 110 fan și 23 de furi. Dacă știți cum zic. Băi, ce să trebuie să fie șters din history. Asta este cel mai mișto match. Bine, bă, Axan, oh my god. Oh my god, îți dau și eu ok-ul. Haide, Ione. Fratele meu. Apase? Ah. Nu se moară, nu muri. Oare mama noastră ne-a făcut așa handicapați? Chiar ești curioasă cum e mama noastră. N-ai văzut-o în viața ta. Acum suntem de crepe cu pânte. Păi nu știi că noi suntem orfani. Da, corect. Păi 23. Ai, doamne. E prea drăguț, dăm FF, de 49 de minute, dăm FF acum. Nu, never. Exact. Ba chiar las un ward în bază să nu se simtă singur în hibu. Uite, sânge, cumpără intrare de armură. Gata, am itemul suprem. E timpul. Gata. Hai da, numărere, șopel. Copii, duceți-vă, yes. Let's go! Nu, lasă la Pacin să-l omoare! Pacin e mort. O să dea Endo în spate? Nu. Tank ești tank, eu vreau să tank ești. Nu. Go cu tank ești. Hai să mergem. Hai să mergem de viață. E prea în viață. Tank ești duce! Tank ești is having a dream. No. Duceți-vă la baron și încercați să-l faceți, că timp tank ești ține acolo. Eu dau Endo. Aprob. Cred că asta e ideea lor. Eu nu mi-au agresiv, go. Ia suo pe baron solo. E tentativă.
Oh my god, sunt așa tristă. Sunt singură aici cu baronul. Ce m-am văzut. Băi, dacă treci 10 secunde, îți dau. Îți dau ultima dată. A, nevoie, deci efectiv nu dau damage. Îi dai. În baron. Acum nu-i mai dai. Dacă zic. Le dau ultima dată să-i fac zuc în bază. Ok, cred că e timpul să dau tryhard. Îmi iau Jack Show. Oh. Oh my god, s-a schimbat. S-a întors foaia. Minutul 51, schimb de build. Și rapid fire cannon, normal. Why? Eu sunt aici să mor pentru la datorie. Pentru la datorie. Pentru la datorie. Pentru loterie. Am avut recall-ul normal. Strategie. Băi, nu mai știu ce să fac, eu post ultimată și primesc 1000 gold. Neironic, cred că îi bat acum, ca am item-ul amuzant. Am item-ele amuzante. Uite un ward. Altfel ne cam trebuie mai mult. Ia sus, las ție farm-ul tu, fie anti-heal. Oh my god. De ce mai trebuie? Ești tu Jack Show, fuck it, double Jack Show, let's go. Aș face asta. Action! Action e un zero. Oh my god, nice. Uite pe fraier. Așteptam eu lui Ezreal ca să-i bate. Ok. Le-am dat chestia la recall. S-a dat țeacă. Ia uite pe popică. Păi, dar le dăm end-ul cumva. Uite, bă. Bă, uite-o pe Evelin. Ce caută la noi în bază? Nu știu, dar știu că nu mai este. Mă bucur. Hai cu mine, frate. Mă puteți duce, Ezreal-i pe top. Mă lasă și vocea de atâta necaz. Road to 1 hour. Care necaz? Asta e motiv de fericire. Action, am bătut pe Ezreal, băi, end. Oh my god, am BTP, ei sunt morți. Berry, dacă-i ții și bați, dă-le, ține-i, jumătate de oră. I-am ținut aproape jumătate de oră. Mă bucur. Oh my god, tam catch-ul meu agresiv. Tam catch-ul meu agresiv. Câta limba are. A trebuit, deci. Action-ul meu agresiv, go. Ultă. Gata, acum face un... Gata. Easy. What's fuck? Let's go. Nu-mi vine să cred că am câștigat meciul ăsta. De ce îmi crezi? Foarte mișto meciul ăsta. Deci m-am simțit de parcă... Și acesta este motivul pentru care Ione nu este puternic. Pentru toți cei care consideră că Ione e puternic. Yasuo e puternic. Dar Yasuo fără Sunfire. Da, nu jucați cu Sunfire. Asta are one not to do. Oricum a fost foarte mișto match-ul. Am luat de plus. E bine. Bă, e destul de târziu. Vă mai propun doar un aram, dacă mai vreți. Un aram? Nu, bine. Un match de o oră, așa să tai șeful. Vin la aram dacă e. Hai un aram și după... Ne culcăm și noi, că... E deja... Ce să facem la 5 dimineața mai bună în viață? Da. Eu nu mai zic nimic. A fost mișto. Ai, durere. Durere. A fost un meci cum se cade. Da. A fost un adică, Ione nu e într-un spot prea bun acum, oricum. Gen, ăla era full video și n-aveam nicio șansă. Mamă, deci Riot nici măcar nu mi-arată meciul. Da, nici mie nu mi-arată, what? Meciul ăla n-a existat. Meciul ăla n-a existat. O să mă prefac că n-a existat, știi ce zic? Nu mă deranjează. Wow. Gata, mă duc. Nidădi, yo. Oh, Danger Kitty. Wait. Să iau eu Twitch.
Vreau să joc și eu Twitch, dar am zis să dau roluri pentru echipă. De ei mai dau eu. Unii dale. Gin? Gin? Ia acolo sus, dacă doriți Gin. Da, mă bazez că Twitch e AP. O să îl ceri. Twitch-ul mi-a pus snowball, nu cred că o să se ducă AP. Avem Nidale, e ok. Ceva matching avem? Păi nu știu ce culoare sunteți. Să știu. Eu că ne-un dungi. Ești mob? Acum mă duc mob. Un fel de mob, un fel de mob. Oh my god. Bă, neironic să spun. Nu, runele. Ah, da. Oh, shit. Așa, hai să vă povestesc. La început de tot, eu m-am apucat de joc acum foarte mult timp. Adică în sezonul 2. Și ieșiseră skin-urile de challenger. Bă, și eu, cât am fost copil prost, am crezut că ca să ai skin-ul de challenger, trebuie să fii challenger. Apoi eu când vedeam challenger orice, mamă, eram ceva gen, n-am nicio șansă, vrei să te mint? Da, e challenger Ari și challenger Nidalee, nu? Astea da. Sunt. Stai să mă gândesc dacă mai e vreo, nu? Nu cred că mai e. Stai să văd. E challenger, da. Da, Nidale, Ahri și atâta, da. În fine, picam cu o challenger Ahri, ceva gen, n-am nicio șansă. Pe scurt, că atunci nu se prea jucă Nidale așa. E un portal? Da. Este. De ce aici? Vedeți aici, în tufa asta. Ok. Ia, fiți atenți și o să le dau bait, o să crezi că-s pe partea aia. Din nice. Vrei Diego. Au! Chiar o crezut. Am mers exact cum am plănuit. E Karim, let's go, avem campion broken. Pentru câteva secunde, vreți ce? Vreau să-i folosesc poțiune din inventar, dar nu mai lasă. Ar fi fost atât de amuzat să-l folosești poțiunile lui din inventar. Sau... sau și mai așa să-i folosești activele. Să folosești Guardian Angel-ul. Imaginează. Cred că chiar merge. Era prea broken. Guardian Angel-ul chiar merge, dar nu mi se aplică și lui. Sau? De fapt nici nu știu chestia asta. Am dat și eu. Bă, din câte știu, nu se aplică. Go, go, go! No, never mind. Combo. Shut up, take it. E fricuță. Nice. Am tu nu! Go, 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 go! Pă, mândru! Ah, n-au vântut. Oh. Ești main de Viego. Cine, eu? Nu, Takeshi. Nu, no, Takeshi main Aatrox. E main Aatrox, joacă Aatrox. Aaa, am înțeles. Takeshi este main de Aatrox. Așa că i-am curat sufletul inamicului numai să-l impresionez pe Takeshi. Nu știu, mă jignești când zici că sunt main de Aatrox. Păi tu ce e main ești dacă nu ești al Aatrox? Păi nu am main. Ah, ok, de ce ești main de Aatrox? Înțeleg. Aatrox, probleme de personalitate. Personalitate multiplă. Ai e disorder. I can relate. Păi nu știu, gen. Când ai criticat turneul ăla de 1v1, nu ai jucat Aatrox odată. Dar era broken Aatrox odată, două. Pă nu. Dacă ai jucat, nu contează, cel puțin odată. Dacă ai jucat cel puțin odată cu un campion, înseamnă că ăla e main-ul tău. Deci pe scurt, main-ul lui Anzu este ESO, pentru că, de fapt, nu apare în decizii.
E ironic, vreau să-mi dau recall-ul. Ia ce? Ia scurează. Îți ia portamul până apoi, nu pot. Deci să înțeleg că ești main pe campionul pe care îl joci în prezent. Corect. Vrei să ghicești ce main sunt eu? Nu ziari. Eu midlaner. Măcar atâta să zic. E greu că sunt mulți. Nu știu, o să zic... Victor. Am înțeles, crezi că am creier. Te-ai înșelat, amare. Îți mai ideea ta. Să știi că nu-mi plac chestiile amare, așa că nu mai spuneți că mă înșel amare. Am trăit! Ei nu. Moriți! Morim! Ia să-mi curăț de ceva. Poți să-mi execute? Nu, nu merge. Am crezut că dacă dau WP-ul lui Kog'Maw îmi face rank-ul mai mare. Poți să-mi execute? Nu... Ce vreau veni cometa? Un fel de execute. Asta, vin un item full. Come on people, let's go. Da, merge Viego la ramp. Da, merge chiar foarte bine. N-ar tu pe eu. Oh! Au. E bush-ul meu. Bă, cu care ai zis-o asta... Nu o să mai intre în el în viața lor. Da. Te-am amenințat. Ah. Am adus un Zed, cu plăcere. Mai job here. Mereu mi-am dorit un Zed. I offer you Zed, take care of you. Here, take this, it's dangerous to go alone. Execute. No, no, la execute. Play de aram când văd o turetă singură. Da. The single turret in your area. Eu de asta îmi place să joc Twisted Fate, știi că da. E free recall. Free recall. Ah, nu-s. Oh? Ikit. And not easy. Îmi place să joc Nidalee, că par așa amenințătoare. Pari. Da. Bă, dar le dai ceva damage. Am amis. Le dau și eu puțin. Așa de gust. Vreți să gustați? Ok, nu vorbim de aia. Oh? Nu. Batem, da? Takeshi din echipa adversă, calmează-te. Take Takeshi. Bă, de ce? Takeshi! I-ai dat putere. Ce? I-ai dat putere. Da, vivești chat-ul acolo, de-ai dat
Ere. Oro, Friendship, ce dracu? Dă-i, dă-i, dă-i. What? Nu înțeleg ce-a fost aia. Ok, campion broken. Ok, al doilea campion broken. Eu spanul turetei. Ce vreți, joc Yasuo, Teemo, nu există tower shots cu campionii ăștia. Ok, let's go. Towers. Cu Twitch avem combo. Place. Dacă turetele au 100 de fani, eu sunt unul dintre ei. Dacă turetele au un fan, eu sunt acela. Dacă turetele nu mai au fani, înseamnă că a murit. Exact. Dacă lumea e împotriva turetelor, eu sunt împotriva lumii. Based. Dacă lumea dă... Ăla ce tipă? Eu sunt avocatul turetei. Alei, alei Atrox. Campionul numit Hecarim. Uai, Hecarim, uai. Nerf. Ești, oh, oh, Viego. What the fuck, în ce mod? Vigo. Ăsta nu-i Viego, ăsta-i Vigo. Stai, Vigo, așa. Viergo. Viagra. Dacă mă faci eu... mai pierdut. Virgo. Oh. Asta, oh, no. Asta ador numele lui Astro. Mi se pare genial. Oameni. Și-o rompica. Probabil e de main de carry sau ceva. Nu, no, gen e bun pe orice rol, dar da, în principal junglă sau bot sau ceva. Sau top lane. Shut up to take the kill. La mine numele ar fi just Ben the Cat. Ben the Cat. Take the Cat. Fuck the Cat, stai. Au. Eu sunt gata de action. Au. Am prins. Ești comprinsă. A prins gluma. Fiți atenți, o să folosesc noua tehnologie Viego. Viergo? Upsi, ce viteză. New technology. 5G. E așa puțin frică, că dacă sare așa pe mine m-am dus. Și mie mi-e frică, dar nu le-a dat blubber până când nu mai există. A, uite-la. Eu am văzut ultima dată la pe engage-ul. So, game plan. A luat Heka, a luat Heka, GG. La chestia ca omor eu pe aia. Pe aia trebuie sa moara. Snipe. Eși. Ia butons. Nu, bine. Am încercat planul B. Stai ca nu se așteaptă. Why? Ea nu se așteaptă la ce urmează. Flash Q? Snowball. Au. Ce fost asta? Cred că e mult. Ok, nici eu nu m-am așteptat la ce urmă. Ok,
Mă, dar mi s-o s-o atacu pe ăla. Me and Michael. Eu am două iteme începute și nici unul terminate. Pentru că da. Ce mi-a omorât, mă? Nu au funcționat lui dânsul de data asta. And the horse is a horse, of course, of course. That's my horse. Ok, I can feel broken. Ok. Gata, am câștigat. Nu știu de unde am luat damage. Cosmo. I am Otrox. Hear what I'll do now. Este campionul la toxic. Hai zed, unu vei unu. Băi, nu voiam să fac asta. Okay. Uh-oh. 444. Ne-am speriat. E tot încerc mie Renix, dat doar la W-ul lui Ash. Întrebarea mea e de ce Spear of Sojin nu merge pe, pe Nidalee. Nu în reduction. Pe build-ul de tank. Nu, nu, stai că s-are Q! Nu era o întrebare serioasă. Pentru că așa au cumpărat unii oameni. Aha. Teoretic, dacă toată lumea din joc ar cumpăra Mejai pe Aatrox, ar apărea la recomandate. Adevărat, true. Hai să facem un meta. Adevărat grești. Hai să facem un meta. Acum convinge încă toți playerii din rol. Da. Să joace zic Zidane. Ne vedem după ce fac bani de item. Lansează cu mine, nu! Oribil. Cine, eu? Da, nu eram aceea FK, jenă stau singur. Scuze. Nu câștigați fără mine, nu. Nu știu să dansez. Viegul meu agresiv de unde ești? Nu ai ca Viego, Aatrox a dat. Ești, da. No need to thank me. Am dat in voi, echipa mea, îmi pare scuze. Echipa mea cu supozitor. Supozitor? De așa e târziu. Messi campion mondial. Bă, Argentina da. Win. Ai văzut da. Că postul ăla cu el care se uită așa în cer are cel mai multe like-uri? Da. Ador, ador faptul că aici am mai liked poze ever. Un mersi de meciuri mai. Da, a fost super fun. Bine jucat. Nu, bine jucat echipă. În teorie am jucat decât 3 meciuri, nu 4, că la cu Yasuo și cu Ione nu se pune. Ăla cu Yasuo și cu Ione se pune ca o viață întreagă de LOL. Ăla nu-l arată în primul rând, deci nu știu. Ăla e meciul după care dai aninsa de LOL. Ăsta e momentul când ai delete la vot, că meciul oricum nu mai apare. Fii atent, îți arăt cum să dai delete la vot, ok? M-a scos foarte bine. Da. Versi de meci. Foarte important. E foarte important să nu apar. Nu mai reputația ta, ci și a mea. Vede echipa meciul ăla de 16 de furi, îmi zice, bă,
Am găsit un midlaner nou, nu te supăra. Deci măcar pe Profesor nu mi-apare, meciul ăla nu exista. A fost. Poate, pare rău să vă dezamăgesc, dar eu am filmat acel meci. Vito, de jumătate de oră, ce faci cu el? Mă aduc să plâng în pernă. Lidi, te supără că am jucat bine. Păi, gen, scoți scorul complet. Da. La modul nici măcar nu mai apare bara aia de score, înțelegi? Un periplay, știi, când facem kill-uri, știi, să pare că faci... Da, vine două minute și atât. Sunt corean de-astea, montajuri. Stai să-ți arăt despre ce vorbești. Vorbesc? Da, vorbesc. Uite, stai o secundă, să-ți dau stream, ca să înțelegi importanța acestei chestii. Ok. De ce ai o revoce, what the